Bună seara, bun găsit, sunt Ioana Răduca, iar dumneavoastră sunteți la Medica Special. Așa cum știți deja, dacă vreți, ne puteți urmări live și pe Facebook. În România, în fiecare an, 50.000 de oameni, potrivit Institutului Național de Statistică, mor din cauza cancerului. Asta înseamnă că în fiecare zi, 137 de oameni care suferă de această afecțiune pierd lupta cu boala. Și să știți că unora nu boala le vine de hack, ci, din păcate, îi răpune sistemul. Spune asta pentru că trebuie să vă gândiți că lupta cu boala la noi e încă o loterie. Că nu este același lucru, spre exemplu, să lupți împotriva cancerului la București și să lupți împotriva lui la Focșani. Mă refer, spre exemplu, dacă ai nevoie de radioterapie și stai în capitală, poți primi tratamentul aici. Dacă ești la Focșani, va trebui să călătorești și câteva sute de kilometri ca să ajungi la un centru specializat. Mai mult decât atât, potrivit statisticii oficiale, România își permite la acest moment să ofere radioterapie doar pentru 3 pacienți din 10 care au nevoie de ea. Asta înseamnă că, așa cum spuneam mai devreme, nu întotdeauna boala este cea care ucide, ci neajunsurile sistemului. Și în aceste condiții, pentru prima dată, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate vorbește despre un pachet complet de servicii medicale pentru cei care suferă de cancer. Și anume vorbește domnia sa despre posibilitatea ca statul român să asigure de la radioterapie, medicamente și până la kinetoterapie și consiliere psihologică pentru cei care, din nefericire, ajung să primească acest cumplit diagnostic. Cât de credibilă, cât de realizabilă este această poveste a pachetului pentru bolnavul oncologic, încercăm să vedem în această seară împreună cu domnul dr. Bogdan Tănase, medic primar de chirurgie la Institutul Oncologic București. Bună seara! Bună seara! Și psihologul Ilie Marinescu, bună seara, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Haideți să o luăm pe rând. Am prezentat ce spune la acest moment casa că are în intenție să facă, dar până știm cum e, drumul spre iad e pavat întotdeauna cu bunele intenții. Până când vom vedea acest pachet finalizat și o să discutăm pe îndelete despre el, ce credeți dumneavoastră ca medic chirurg că ar trebui să facă statul român de-alaltăieri, astfel încât pacienții oncologici să aibă șanse mai multe la viață? Sunt, bineînțeles, multe probleme de rezolvat care, fără îndoială, au fost ignorate timp de ani de zile. Într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, o problemă stringentă este cea a tratamentului, dar pe lângă tratament, fiindcă fac o paranteză, știm că accesul la serviciile medicale de tratament și, la mai important, la serviciile medicale de diagnostic pentru pacienții români este destul de greu. Practic, asta este o problemă a țării noastre, fiindcă ați dat exemplul cu Focșani versus București. Așa, exemplul ăsta se poate replica la nivelul întregii țări. Nu toată lumea are acces la servicii medicale performante, care în tratament... E o loterie, cum spuneam, depinde de unde te naști, unde trăiești, da, din punct de vedere, pe cine cunoști. Din păcate, pentru tratamentul bolnavilor oncologici, aceste servicii performante de diagnostic și de tratament sunt esențiale, fiindcă acum trăim într-o epocă în care vorbim de tratamente personalizate, în care vorbim de diagnostic genetic pentru bolnavii oncologici, vorbim de metode moderne de chirurgie, metode moderne de radioterapie, molecule noi, molecule țintă care se adresează țintit pe celulele tumorale identificate anterior prin diverse metode de diagnostic histopatologic. Toate astea, pentru multă lume, deși poate par de domeniul SF-ului, în București sau în Cluj sau în centrele mari universitare, sunt accesibile, însă în restul țării nu sunt. Și aici fac o paranteză, problema mare de tratamentul bolnavilor oncologici în principal se bazează pe trei piloni, să spunem, și anume chimioterapia, radioterapia și, bineînțeles, chirurgia, fără de care până acum nu s-a ajuns la tratamentul tumorilor solide fără o chirurgie eficace. Dar pe noi ce o mare problemă pentru România este accesul la radioterapie și, din păcate, fără dezvoltarea unei rețele naționale de centre de radioterapie care încă nu se întrevede a fi dezvoltată, deși, mă rog, avem un contract în derulare cu Banca Mondială, este greu de crezut că vom putea ajunge la un tratament eficace și eficient pentru bolnavii oncologici din România.
cum spuneam mai devreme, cu ce pune la bătaie statul, cu ce pune la bătaie privatul. Chiar și așa, doar 3 pacienți care au indicație de radioterapie din 10 pot să și beneficieze de ea. De ea în timpul, da, este. Este o, practic, e o sentință la... De multe ori sunt pacienți care așteaptă radioterapia curativă și boala, din păcate, avansează și se ajunge la indicație de radioterapie paliativă, fiindcă s-a schimbat contextul. Altă problemă, dar o mare problemă, o altă mare problemă care probabil că încearcă să o rezolve acest ordin al președintelui Casei de Asigurări, este o abordare integrată a bolnavului oncologic. Fiindcă nouă, până în momentul ăsta, ne lipsește tipul de spital care să abordeze integrat acest pacient, să abordeze toate aspectele îngrijirii lor. Ați pomenit de psihologie, de psihologie, psihiatrie, ați pomenit de kinetoterapie, trebuie adăugată și nutriția, fiindcă nutriția bolnavilor oncologici, din mai multe motive, bolnavii oncologici sunt denutriți și trebuie să beneficieze de aportul unui nutriționist pentru a suporta tratamentele pe care dorim să le facem, pentru a-i ajuta. Și, bineînțeles, într-o echipă multidisciplinară trebuie să avem un chirurg, bineînțeles, specializat în chirurgie oncologică, trebuie să avem un radiolog care să facă și anumite manevre de radiologie intervențională, care de multe ori suplinesc intervenții chirurgicale greu de suportat pentru pacient. Trebuie să avem specialități de pneumologie, gastroenterologie în funcție de localizarea cancerului și multe, un medic anatomopatolog care să ne deslujească diagnosticul histopatologic pentru fiecare pacient și toate acestea trebuie integrate într-o comisie multidisciplinară care în momentul ăsta este legiferată, practic această comisie multidisciplinară este cerută indicația ei la fiecare bolnav oncologic, dar de multe ori această indicație se face la nivel mai mult formal decât, fiindcă în afară trebuie să vă spun că există realmente aceste comisii și vă dau intru puțin într-un exemplu. Să spun, am fost într-o clinică în care se tratau bolnavi cu neoplazii toracice, cancer de plămâni sau cancer de esofag. Bolnavul era văzut înainte de anestezist, de chirurg și evaluat din punct de vedere fizic și nutrițional. Îi se recomandau consulturile care trebuiau făcute, consult cardiologic și așa mai departe, dar și mai important, îi se dădea un set de exerciții ca să pe care să le facă acasă și care să îl pună în condiție fizică de a suporta intervenția chirurgicală și suplimente nutriționale dacă era nevoie pentru reabilitarea nutrițională. În momentul operației, peste 3 săptămâni sau peste 4 săptămâni, bolnavul ajungea într-o stare mai bună decât fusese văzut atunci când era la consult și este un lucru foarte important fiindcă își revenea mult mai repede după operație. Asta este de dorit pentru un asemenea tip de abordare integrată ne lipsește în momentul de față și ce ne mai lipsește și iarăși cred că este foarte important este controlul calității sau auditul tratamentelor oncologice, fiindcă, să zicem, că referitor aici mă refer la domeniul la care se presupune că mă pricep, la chirurgie. În multe părți se practică chirurgie oncologică. Chirurgia oncologică este o chirurgie care se pretează foarte bine la controlul calității, dar nu peste tot se practică o chirurgie oncologică de calitate. Aș vrea să fiți un pic mai exact. La ce anume vă referiți când amintiți despre controlul calității? Ce presupune chirurgia asta, oncologică este o chirurgie care se pliază foarte bine pe anumite standarde. Sunt niște standarde clare, stabilite de societăți internaționale, care trebuie să respectate dacă vrem să avem pretenția de a face o intervenție radicală. De multe ori se fac intervenții mai puțin decât radicale și asta este o problemă. Da, de ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă? Din cauza că de multe ori poate sunt operați pacienți în urgență sau poate sunt operați pacienți de către un chirurg care nu are competență în chirurgie oncologică. Și asta este altă problemă.
Deci, de dorit este să se creeze niște centre, să spunem, abilitate în chirurgie oncologică care să rezolve aceste cazuri. Fiindcă, iarăși revin la exemplu Franței, dacă doream să, dacă, să zicem, spitalul în care lucrez dorește să fie acreditat pentru chirurgie esofagiană, trebuie să îndeplinească niște standarde. Standardele se urmăresc, trebuie să facă un anumit număr de cazuri pe an, rezultatele histopatologice, că aici se vede calitatea intervenției oncologice, sunt urmărite să fie conforme, adică să se scoată, de exemplu, un număr de ganglioni, să fie un număr de cazuri care sunt operate în condiții ideale și, practic, dacă nu respectă aceste criterii, își pierde acreditarea, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi decontate de la casa de asigurări cazurile respective. Sunt lucruri, tot ce povestiți dumneavoastră în ultimele minute, sunt lucruri, din punctul meu de vedere, basic, de bun simț, despre care noi ajungem în România în 2019 să discutăm ca despre un lux, ca despre ceea ce s-ar putea întâmpla într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Toate astea se întâmplă fiindcă noi am fost, ca sistem și ca medici educați, că relația unui medic cu pacient privește doar persoanele respective. Și ce trebuie să învățăm noi este să lucrăm în echipă. Asta este ceea ce ar trebui să învățăm, să ieșim din autarhia asta, din gândul ăsta că noi, eu o să rezolv, numai eu o să rezolv cazul, nu mai trebuie... Sindromul lui Dumnezeu. Da, exact. Ceva de genul, sunt eu mai directă decât dumneavoastră. Așa, și trebuie să învățăm să lucrăm în echipă, fiindcă de mult, bineînțeles, fiecare, toți am făcut facultate de medicină, dar după aia fiecare am făcut altă specialitate și fiecare are o anumită privire, privește dintr-un anumit unghi. Privind din diverse unghiuri, completăm ansamblul diagnosticului și oferim și un tratament mult mai eficient până la urmă. Da. Pentru că vorbim despre echipă, pentru că vorbim despre toate îngrijirile pe care un bolnav, pentru că vorbim în această seară de bolnavul oncologic, trebuie să le primească astfel încât să aibă șanse mai multe în fața bolii. Aș vrea să ne explicați dumneavoastră la ce ajută terapia psihologică. Pentru că există unii care o privesc ca pe un moft. Există unii care o privesc ca apă de ploaie. Și există mulți, e adevărat, care înțeleg importanța ei. Da, într-adevăr, dumneavoastră punctați o situație cu care se confruntă chiar însăși sistemul medical. Și să mă ierte domnul doctor, coleg de platou, pentru că psihologii, într-adevăr, în instituțiile medicale, și aici cunosc foarte bine niște cazuri, atunci când un psiholog merge la patul unui pacient, este privit cu reticență. Înțelegeți? Și domnul doctor vorbește de echipă. Psihologul niciodată nu este privit în echipă și pot să vă dau un caz concret, am o colegă care lucrează, nu am să dau numele spitalului, este de referință în România, unde, bineînțeles, când vrea să meargă la patul spitalului, doctorii îi cam spun, stai aici. Deci este o problemă și de relaționare între cele trei entități, pacient, medic, chiar și cadrele asistente, pentru că asistentele au o muncă la fel de importantă ca și medicul. Ceea ce propune casa de asigurări, mie mi se pare un lucru foarte bun. Problema este alta. Vedeți, dumneavoastră, vorbim de un cadru sau o ramură a medicinii, despre această ramură a oncologiei, care necesită costuri foarte mari. Costurile oncologice practic absorb cele mai multe fonduri din sistemul de sănătate, pentru că medicamentele și paliativele de care vorbește domnul doctor sunt foarte costisitoare. Ba mai mult, aparatura necesară. Deci este un demers frumos, dar cu un deadline, ca să spun așa, pe termen foarte lung în ceea ce privește țara noastră. Cu alte cuvinte, m-ați întrebat cât de importantă este terapia în cazul bolnavilor de cancer. Da? Pentru că oncologia aici se rezumă. Este foarte importantă, pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi nu trebuie să ne axăm că psihologul trebuie să intervină, a ajuns la domnul doctor, l-a operat și atunci să intervină și psihologul. Nu. Demersul psihologului ar trebui să înceapă încă din perioada când pacientul descoperă că are această tulburare sau această boală incurabilă. Pentru că trebuie să fie o alianță terapeutică între mine ca terapeut și bolnav,
mai mult, să învățăm familia să aibă suportul dacă familiei. Uneori pur și simplu nu știi cum să reacționezi. Și, da, în da, fața... psihologul te învață cum să asiguri suportul pacientului respectiv. După aceea, acest triunghi între medic, psiholog și pacient, de asemenea, pentru că, vedeți, meastră, întotdeauna bolnavul de cancer are tendința să se răzbune pe medic, între ghilimele, evident, nu să treacă la acțiuni fizice, dar mental, din punct de vedere psihologic, să spună, n-ai făcut nimic ca să mă salvezi. Și atunci vine psihologul și este ca o interfață între cele două entități, exact, ca să rezolve și problema. Și pentru domnul că, doctor Tănase mai devreme, sigur când că e muncă da. De echipă, asta, asta se vede și să toată se schimbe lumea are de mentalitățile. Și atunci, sigur, poate și bolnavul de cancer, unii sunt în stadii terminale. Ce facem cu aceea? Știți cât de important este nimic un psiholog? Din atunci partea este statului. Foarte greu. Noi nu avem centre de îngrijiri paliative. Nu știe nici familia cum să reacționeze. Medicii au limitările în a îi spune unui pacient că o să moară, pentru că atunci îi ia toată speranța și atunci trebuie să vină psihologul, pentru că noi avem, să spunem așa, ca și orice doctor chirurg sau orice medic de renume sau profesionist, niște instrumente pe care le folosim în sprijinul și în folosul pacienților. O să mai discutăm despre acest tip de îngrijire de care trebuie să beneficieze fiecare bolnav din această țară. Dar acum aș vrea să mergem la domnul Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer din România. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Aș vrea să ne spuneți întâi de toate cum vedeți dumneavoastră propunerea casei de a face acest pachet integrat de servicii medicale pentru bolnavii de cancer din România. Este o inițiativă lăudabilă, numai să fie și implementată, deoarece în acest moment pacienții cu cancer au totul gratuit, au de toate, teoretic și practic nu avem nimic. Acel pachet care ar asigura integrat, ar asigura pacientului de la diagnosticare, investigațiile pentru a urma tratamentul în sine și monitorizarea, ar fi benefic pentru pacienți, deoarece în acest moment pacientul bagă mâna adânc în buzunar, după ce este lovit de această cumplită boală, îi se mai au și banii, cu toate că a cotizat la sistemul de sănătate. Totul e vraiște, nu se găsesc medicamente, după ce investește pacientul să-și facă investigațiile de imagistică, de laborator și cum vine cu toate la medic, constată cu stupoare că nu se găsesc medicamente. Deci acest pachet sper să asigure fondurile necesare ca pacientul să nu mai fie pus în fața faptului împlinit, adică s-au epuizat fondurile, nu mai avem medicamente, nu mai avem bani să cumpărăm medicamente dumneavoastră, așa cum se vaită destule spitale în țara asta, și atunci acest pachet vine în întâmpinarea pacientului, este mai mult decât nimic ce avem în ziua de astăzi, este o siguranță că avem pus deoparte pentru noi acel mic, hai să zic, colac de salvare privind începerea tratamentului după diagnosticare și investigațiile de monitorizare și investigațiile înaintea tratamentului propriu-zis. Deci noi vedem lăudabil și sper ca domnul președinte să poată implementa, să fie lăsat să implementeze asemenea inițiativă benefică pacienților cu cancer și ar fi benefică pentru toți pacienții cronici din România. Din ceea ce ar presupune acest pachet, de la testările genetice, tratamente personalizate, da, îngrijiri, tratamente de ultimă generație, chimio și radioterapie făcute la timp, cum spuneam și mai devreme, consiliere psihologică decontată de stat, ce anume vi se pare cel mai important la acest moment să fie pornit cât se poate de repede? Deci să avem un minim de bază asigurat, cel puțin în investigațiile pe care le facem înainte de ca medicul curant să ne prescrie tratamentul. Deoarece mulți nu au bani să se investigheze, iar atunci când le vine rândul la stat, atunci când sunt fonduri,
nu mai are cine să le facă, pentru că între timp pacientul ne-a părăsit din lumea aceasta. Deci e important să avem acces la investigații imediate ca medicul să ne poată prescrie un tratament atunci când suntem eligibili pentru acel tratament și să înceapă cât mai urgent tratamentul pentru ca a ne oferi o șansă la supraviețuire, dacă nu la vindecare. Pentru că așa cum vreau să contrazic pe domnul care a vorbit înainte că această boală fatală este fatală atunci când o descoperi în fază tardivă. Dar cancerul poate fi vindecat, așa cum avem destule exemple în asociațiile noastre. Chiar eu sunt unul din exemple și chiar am trecut prin al doilea cancer operat de 2 luni în urmă, așa că se poate. Se poate, dar trebuie să ai și educația necesară să te prezinți la timp la medic și să ai și acces sau bani să poți să-ți faci investigațiile cât de rapid se poate, ca medicul curant să poată să-ți prescrie tratamentul personalizat. Să nu meargă pe ghicite. Dacă îmi permiteți, vă rog, să dau o replică, pentru că am înțeles că mi s-a adresat într-un fel unui domn din platou care ar fi spus că această boală este fatală doar în stadiul final. Nu am spus așa ceva, stimate domn. M-am referit la faptul că terapia nu trebuie să aibă ca țintă doar atunci când omul a fost operat și a ieșit din sala de operație și să intervină psihologul, ci dinainte, atunci când se descoperă boala. Dar probabil că nu ați fost atent. Asta am vrut să punctez. Îmi cer scuze, am înțeles această boală fatală. Eu nu am folosit cuvântul boală fatală. A fost cu siguranță o chestiune de comunicare. Da, telespectatorii trebuie să aibă viziunea clară. Foarte bine că ați făcut această precizare. Domnul Irimia era în așteptare să intre în direct cu noi și evident că nu cred că a auzit discuția completă. E bine că ne-am lămurit. În încheiere, este domnule Irimia, vă rog. Da, este importantă echilibrarea psihologică a pacientului, pentru că reușita oricărui tratament în toate bolile cronice este elementul psihologic, echilibrarea pacientului. Domnul a avut dreptate, pentru că pacientul trebuie să fie echilibrat după ce îi se comunică tot de psiholog diagnosticul împreună cu medicul, atunci începe și echilibrarea emoțională a acestuia, pentru că căderea este abruptă. Și fără o echilibrare a pacientului putem să-i dăm orice tratament din lumea asta, orice noutate, pentru că el va răspunde foarte greu sau chiar deloc la acel tratament. Deci este importantă echilibrarea emoțională a pacientului, iar noi din 2001 cerem Ministerul Sănătății să încadreze pe secțiile de cronici psihologi care să facă acest lucru. Nu se poate ca o echipă, un tumor board, așa cum ne place nouă să auzim, dar nu se întâmplă să nu aibă în componență și psihologul care să-și pună părerea atunci când se recomandă un tratament pacientului respectiv vis-a-vis de starea lui emoțională și ceea ce trebuie făcut din acest punct de vedere. O ultimă întrebare, domnule Irimia, și aș aprecia un răspuns scurt de la dumneavoastră, mai ales în condițiile în care dădeați acest exemplu că ați făcut demersuri de ani de zile pentru luarea unei decizii punctuale care ar îmbunătăți tratamentul unui pacient oncologic în România. De data aceasta, când auziți prezentarea acestui pachet complet de servicii medicale, aveți încredere că se va transforma din promisiune, din declarație, din proiect în lucru concret? Președintele Ciurchea, nu sunt avocatul domnului Ciurchea, am avut și disensiuni cu dumnealui, ceea ce a promis față de noi pacienții întotdeauna s-a adeverit. Numai să fie lăsat de factorul decident, factorul politic, pentru că aici este marea problemă a noastră, a pacienților, nu specialiștii din sistem. Avem o relație foarte bună cu medicii, cu conducătorii, unii conducători și mai ales la Casa Națională. Am avut o relație bună noi pacienții cu președinții Casei Naționale, cu mici excepții, dar cu politicul aflat la conducere, de fiecare dată am primit doar promisiuni. Așa că noi avem încredere în domnul Ciurchea că se va ține de cuvânt atât timp cât va fi lăsat. Vă mulțumesc tare frumos pentru această intervenție. Aș vrea să fac o precizare înainte de a vorbi și domnul doctor. Vreau să vă spun un aspect și cred că aici domnul doctor nu are cum să mă contrazică și să fim de acord, pentru că și noi psihologii și medicii concură pentru rezolvarea unui caz. Ce vreau să spun? Vedeți, medicul merge pe latura somatică, dar
nu poate să intervină pe latura psihică, pentru că nu e așa, nu este competența domniilor lor, cum este competența psihologului să opereze, evident. Și atunci, în plan psihic, apar niște tulburări foarte grave la bolnavii de cancer. Și cum apar? Pentru că se destructurează psihicul său, el are revoltă față de boală, are negarea bolii, are furie, are chiar și gelozie față de oamenii care sunt sănătoși, de ce mi se întâmplă mie. Și atunci noi psihologii venim ca un tampon în preambulul operației. Deci de aceea trebuie conlucrat foarte bine cu pacienții de cancer. Dumneavoastră vedeți această situație din dublă perspectivă, și a specialistului, din nefericire, și a omului care a trecut prin viață printr-o astfel de experiență. Cu voia dumneavoastră, vă întreb cum ați perceput lupta cu boala în cazul soției dumneavoastră, care din nefericire a murit de cancer. Da, vă mulțumesc pentru întrebare și pentru telespectatori și pentru cei care se confruntă, pentru că nu există, știți, spunea Claude Bernard că trăim ca să murim. Unii mor mai devreme, alții mai târziu. Important este să faci tot ce este posibil din punctul tău de vedere, ca partener de viață, ca familie, ca medic, ca specialist, pentru, să spunem, sanogeneza unui pacient. Sigur că a fost o etapă foarte grea și chiar mă bucur că particip la această emisiune în care să înțeleagă telespectatorii că suportul familiei este covârșitor într-o situație de genul acesta. Pentru că dacă soția mea nu avea suportul familiei, al meu în speță, vreau să vă spun că medicul curant care am discutat cu domnia sa după ce a decedat, îmi spunea că dacă nu avea suportul meu, nu trăia atât de mult. Sigur, m-a ajutat și profesia, m-a ajutat și spiritul meu, eu sunt un om foarte optimist, volubil, niciodată, foarte important, niciodată nu am tratat-o ca pe un om bolnav. Niciodată nu am tratat-o ca pe un om care nu ar putea fi vindecabil. Până în ultima clipă, i-am dat șansa, ceea ce face și medicul, și chirurg, ceva ce fac și psihologii și toți care concură la lupta asta cu un pacient. Deci suportul psihologic din punctul meu de vedere, plecând de la familie, trecând după aceea în furcile caudine ale spitalelor, trebuie să meargă șnur. Este mult de povestit, nu aș vrea să încarc negativ emisiunea cu ceea ce am trăit eu, dar mai ales ceea ce a trăit soția mea, pentru că, vă dați seama, am trecut prin toate paliativele posibile ca să putem să, pentru că nu mergea chirurgia, nu mergea un tratament, nu mergea altul și așa mai. Plus, am spus mai devreme, costurile sunt exorbitant de mari și domnul doctor poate să confirme. Cred că această latură a medicinei, oncologia, este cea mai costisitoare, pentru că sunt medicamentele foarte scumpe. La vremea aceea, vreau să vă spun, dădeam pe un singur, pe o singură injecție $100. Dar n-ai care ce o făceam faci, pe, de două ori pe săptămână. E între viață și moarte, exact. Și o alegere pe care nu ai cum să nu. Este o situație și mă bucur că faceți astfel de emisiuni, pentru că oamenii totdeauna au tendința să spună, dar mie nu mi se poate întâmpla niciodată. Dacă te uiți pe cifre, ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi, în mult mai multe cazuri decât ne-am gândit. Sunteți și tată. Da. Ce vârstă avea copilul când a fost diagnosticat? 9 ani. Cum i-ați explicat că mama e bolnavă de cancer? Când s-a îmbolnăvit de cancer, era mult mai mic, pentru că soția mea a avut 6 ani de zile, am luptat cu boala, dar când a murit, nu mi-a fost greu să-i explic, că nu era mic și nu înțelegea. Cel mai greu mi-a fost să-i explic în momentul în care a decedat. Asta a fost foarte greu. E complicat pentru noi ca adulți să înțelegem de multe ori, da, cum să ne poziționăm față de un om bolnav, cum să îi vorbim, trebuie cum să fii și tratăm. Tu puternic, cel care ești în viață. Credeți-mă, nu e foarte ușor, mai ales când ai o relație de familie frumoasă, când nu vii într-o familie destructurată, în care relațiile nu funcționează, sunt distorsionate și așa mai departe. Am avut o familie frumoasă, din nefericire, Dumnezeu, ca a să decis ne îndreptăm altfel și către Jesus, asta a decis. Vorbeam despre șanse, domnule doctor Tănase, mai devreme. Din păcate, orice statistică medicală în România ți arată că noi mergem la doctor într-o fază mult prea înaintată a bolii. Cu siguranță dumneavoastră, în calitate de chirurg, vedeți asta mai bine ca oricine. Aveți o explicație de ce ne ferim să ajungem la doctor? După părerea mea, explicația este, are două componente. Componente, da, una este cea pe care ați menționat-o mai devreme, este inegalitatea accesului la serviciile medicale. Un pacient din
mediul rural, care nu are acces poate nici la medic de familie, este foarte greu să acceseze o clinică universitară, să ajungă, deși, iar dacă va ajunge acolo, nu va ajunge la primele semne de boală, ci va ajunge când, într-adevăr, lucrurile sunt avansate și nu mai poate să le ducă, fiindcă de multe ori oamenii au tendința de a duce boala pe picioare. Altă explicație este cea culturală, care ține de relația noastră, mă rog, ca popor, să spunem, sau ca psihologie cu boala și modul cum încercăm să ne poziționăm față de ea, și de multe ori este greu de acceptat, așa cum spunea și domnul psiholog, un diagnostic greu. Nu suntem niște persoane pozitive care să punem pe primul loc lupta și ne descurajăm destul de ușor și avem tendința să ne retragem, să evităm realitatea și să nu căutăm ajutorul care e vital în unele cazuri. E vital în unele cazuri, da. Pe principiu, ce nu știu nu-mi face rău, nu mă duc la doctor, că cine știe ce mai aflu. Că sunt vorbe din folclor. Și mai este un aspect foarte important și, domnul doctor, cred că suntem într-o totul de acord aici, maniera în care anunți diagnosticul unei astfel de persoane. Aici trebuie cel mai mare tact posibil. Sigur, unele școli occidentale spun că este bine să-i spui pacientului diagnosticul, direct. Altele spun să lași asta în seama altor entități, cum ar fi psihologii. De ce nu este bine să îi comunici într-un mod brutal boala? Pentru că, v-am spus, sunt niște etape care sunt într-o înlănțuire normală, practic ele vin printr-o analiză, dacă sunt niște indicatorii în DSM, da, în Dicționarul de Sănătate Mentală, dacă se întrunesc niște criterii de evaluare, atunci vă dați seama că apare anxietatea, depresia, atacuri de panică și trebuie rezolvate. De aceea trebuie identificate dinainte, astfel încât pacientul respectiv să fie pus în gardă și să poată să accepte acceptarea și adaptarea la boală. Cu siguranță, domnul doctor Tănase vă poate confirma că Facultatea de Medicină nu te pregătește pentru acest aspect al comunicării. Un aspect, comunicarea cu pacientul, este un aspect extrem de necesar, mai ales că noi, ca medici, suntem obligați prin lege și prin etica și deontologia profesională să obținem ceea ce se numește consimțământul informat. Consimțământul informat este un consimțământ care ar trebui obținut de fiecare dată înaintea oricărei manevre. Informat înseamnă că informezi pacientul exact de ceea ce îi se va întâmpla, de riscurile posibile, de riscurile dacă nu acceptă tratamentul respectiv și așa mai departe. Deci suntem obligați și, mă rog, este etic și deontologic să aducem la cunoștința pacientului tot ceea ce îi se întâmplă în cuvinte pe care să le înțeleagă, dar aici sunt de acord cu colegul meu că dacă noi comunicăm un diagnostic care este grav, în momentul acela de multe ori pacientul se închide, s-a închis și este normal să fie așa. Restul comunicării nu mai ajunge la dânsul. Te lovești de un perete. Deci am trecut până asta de foarte multe ori și de-aia trebuie reluată, trebuie de multe ori reluat de 2, de 3, de chiar de 4 ori tot ce s-a spus, fiindcă este absolut necesar. După aia, bineînțeles, pot apare, dacă nu ai ajuns la o relație de comunicare reală cu pacientul, bineînțeles, după aia pot să ajunge în situația în care să ți se reproșeze că n-ai spus să ți se reproșeze ceea ce se întâmplă, sau să înțeleagă că, sau să rămână cu resentimentul că i s-a întâmplat ceva și n-a avut cunoștință de ceea ce i se putea întâmpla. Acum, și noastră, vă rog. Este un aspect pe care, așa cum ați spus, Facultatea de Medicină nu-l atinge. Mulți dintre noi ajungem să dibuim, să spunem, această comunicare prin experiența noastră clinică și profesională. Asta vreau să vă întreb exact. Noastră acum o faceți intuitiv? Vă ajută anii de experiență sau ați fost autodidact? Pe lângă anii de experiență am fost și la un curs de comunicare, sau aceste cursuri există, dar cursuri de comunicare cu bolnavi oncologici sunt destul de puține. Și, mă rog, și asta este un aspect care trebuie remediat. Ați spus un lucru foarte interesant. Dumneavoastră spuneți, îl pregătesc pe pacient și îl asigur sau îi comunic că intervențiile implică anumite riscuri.
Și fraza se poate opri aici. Atunci intervine psihologul sau chiar și medicul, dacă faceți niște cursuri de genul ăsta, să meargă să îi îndulcească speranța. Adică, dar vom face totul pentru ca boala să evolueze favorabil și să aveți o speranță de viață. Pentru că în astfel de cazuri, dacă el îi spui, să spunem, într-o situație, apar și riscuri de suicid. Este o... Da. Nimeni nu va putea accepta un tratament care are riscuri foarte mari decât în cazul cu totul specific, dacă nu înțelegi și beneficiile. Da. Da. Da, din păcate uneori, și corectați-mă dacă greșesc, cred că nu mai există timp fizic în spital ca medicul curant să stea de vorbă pendelete cu pacienții lui și să le explice de la cap la coadă ce presupune tratamentul, ce riscuri sunt, ce variante alternative mai sunt pe masă. Da, este adevărat că și asta este un aspect al sistemului, dar nu numai din România, este un aspect al tuturor sistemelor medicale. Proporția de muncă raportată la timpul efectiv pe care îl poți petrece cu un pacient este foarte mare. Sunt 1000 de lucruri de făcut și trebuie să existe o prioritizare, dar din păcate sau din fericire, lucrurile astea trebuie făcute. Ne sunt impuse, v-am spus, atât legal cât și etic și deontologic. Dar, din păcate, de cele mai multe ori la noi aceste chestiuni sunt privite ca simple formalități. Da, din păcate, de multe ori rămân la nivel formal, dar vă spun că pacienții apreciază și vor căuta întotdeauna pe medicul care își găsește timpul să explice pe înțelesul lor ceea ce se întâmplă cu ei. Dar cum spuneați și dumneavoastră, uneori n-ai luxul acesta de a căuta medicul, ci trebuie să te mulțumești cu soluția medicală, da, de care te-ai împiedicat mai aproape de casă. Da. Sau nu poți face comparație. Apropo de consilierea psihologică, cred că și medicii la rândul lor au nevoie de suportul acesta de multe ori. Sigur că da. Sigur că da, pentru că, să știți, munca medicului cu un bolnav oncologic este foarte stresantă. Pe de o parte, pe de altă... pacienți... Sigur că da. Nu este foarte ușor să interacționezi zi de zi cu o boală pe care tu, ca medic, știi, să spunem, evoluția în realitate, pentru că vezi celulele la nivel când ai făcut suturarea respectivă și așa mai departe. Și apar factori stresori și trebuie gestionați, pentru că în astfel de situații apar riscuri de malpraxis. Da. În orice domeniu, evident, pentru că dacă ești încărcat negativ cu atâtea probleme, în loc să fii atent, să spunem, să faci o incizie, știu, domnul doctor explică mult mai bine, dar eu vă spun din punct de vedere psihologic, pentru că noi suntem umani, noi nu suntem niște roboți. Și psihologul la rândul lui se încarcă, dar să spunem, aici este mai puțin... Știe ce are de făcut, știe ce are de făcut, să-și pună, da, dar există gardul de protecție. Psihotrauma la pacient și psihostresul la medic. Acestea sunt factorii favorizanți ai stresului, atât al pacientului, cât și al medicului. Sunt diagnostice, sigur, psihologice acestea. E cunoscut în rândul medicilor sindromul de burnout, de... Da. Oboseală cronică, da. Sunt specialități care sunt predispuse prin natura lor și sunt, vorbim de chirurgi, vorbim de anesteziști, dar și de cei care lucrează în domeniul oncologiei și mai ales cei care lucrează în domeniul paliației. E de cei care lucrează în urgență. Cei care lucrează în urgență și, mă rog, încărcătura este foarte mare, oboseala este foarte mare și de multe ori noi trebuie să găsim în... Așa trebuie să facem. Trebuie să găsim în noi resursele de a găsi răbdare pentru fiecare persoană care interacționează cu noi. Se întâmplă câteodată ca un medic să nu găsească aceste resurse și, mai e combustibil în momentul, da, respectiv. Numai, și atunci putem asista la diverse scene care de multe ori fac deliciu, mă rog, al nostru, internetului, al presei, da, al Facebook-ului și așa, dar trebuie înțeles, trebuie totdeauna pus în context că dacă este un medic care la sfârșitul unei ture în urgență, poate după o gardă în care n-a dormit deloc, mai este că de multe ori mi se întâmplă și asta fac o paranteză, să zicem, ies de la raportul de gardă și vreau să mă duc spre sala de operație. Sunt cel puțin 2 sau 3 pacienți care vor să mai vorbească ceva cu mine și cu toate că le spun, haideți că
totuși mă grăbesc. Da, vreau totuși 5 minute, încă 5 minute pentru mine. Asta este un leitmotiv. 5 minute, dacă puteți să-mi acordați, pentru bineînțeles, 5 minute în economia unei zile pentru un pacient înseamnă extrem de puțin. 5 minute în economia zilei pentru medicul care se grăbește să facă 1000 de lucruri înseamnă destul de mult. Și trebuie, bineînțeles, să existe înțelegere de ambele părți. Asta este cheia unei relații de succes. Până când, așa cum spuneam și mai devreme, o să avem pachete, teste genetice decontate de stat, terapii personalizate, lucruri absolut normale în 2019 într-o lume civilizată, ce ar trebui să aveți dumneavoastră ca medic, astfel încât să asigurați un tratament cât mai eficient pacienților de care vă ocupați, la acest moment? Da, în primul rând, v-am spus, sunt niște măsuri care ar trebui luate și care nu țin neapărat de dotare, ci mai curând de organizare. Și deci, de mâine, ce v-ați dori? Când mergeți la Institutul Oncologic, facem un exercițiu de imaginație. Totul altceva. De exemplu, ce mi-aș dori eu să se întâmple ar fi să ajungem să facem un program de screening pentru cancerul bronhopulmonar, care este cancerul cu este cea mai mare cauză de mortalitate. În cadrul pacienților oncologici și în cazul bărbaților este cancerul cu incidența cea mai mare în România și în Europa. Noi nu avem un astfel de program de screening. Dacă am avea un astfel de program de screening, am putea depista și care ce înseamnă acest screening, nu radiografie, ci tomografie de înaltă performanță care să diagnosticheze pacienți care au noduli pulmonari, nu tumori, deci un stadiu incipient, în așa fel încât să poată ajunge să fie operați în aceste stadii și vă repet că dacă se face o operație curativă într-un stadiu incipient, poate fi singura etapă în terapia unui astfel de bolnav. Altfel, putem ajunge, suntem în situația în care suntem acum, în care cam un sfert din pacienții care se prezintă cu cancer bronhopulmonar la noi pentru diagnostic, deci, vă repet, un sfert, 25% sunt operabili, restul de 75% sunt inoperabili și nici nu vor fi operați vreodată, da? Iar și de asta trebuie să recurgem la tratamente scumpe, cum ar fi imunoterapia, cum ar fi chimioterapie, cum ar fi diverse metode de radioterapie. Sunt tratamente care sunt extrem de eficiente, dar sunt și extrem de scumpe. Și, practic, ce aș dori eu ca pentru o investiție într-un astfel de program de screening, să putem diagnostica extrem de precoce, astfel încât intervenția terapeutică să fie minimă, ieftină și salvatoare. Asta mi-aș dori. Dar, mă rug, asta e o dorință personală. Asta și v-am întrebat. Ce vă doriți? E un lucru extrem de punctual la nivelul sistemului. Dar că important. Nu există, da, este că, dacă important, replicăm da. Modelul, screening-ul practic ar putea pe fiecare palier da, în parte până acum, să te scape de cheltuieli, să-ți asigure ție pacient rata da, de supraviețuire. Da, putem privi și așa. Până acum avem program de screening la nivelul cancerului mamar, pentru cancerul mamar, pentru cancerul de col uterin, care la noi este o mare problemă în România, și pentru cancerul de colorectal. Dar nici aceste programe de screening nu nici sunt... Nici acestea nu merg așa cum ar trebui. Naționale, eficiente, 100%. Sunt naționale, dar ca să fie eficient... Revin. Ca dacă să fie am ghinionul da, să stau într-un sat... Sunt diverse, au fost diverse inițiative cu caravane, a fost și Institutul Oncologic, a participat la o astfel de inițiativă în care s-a făcut o caravană care a luat la rând localitățile din zona arealul arondat institutului. Așa e, dar acestea sunt inițiative punctuale, lăudabile, extraordinare, dar nu salvează până la urmă... Ca să ajungă un program de screening eficient, este situația în care suntem și cu vaccinurile. Ca să fie un vaccin eficient, trebuie cam 70% din populație să fie vaccinată. Atunci se atinge eficiența vaccinului, că practic numai, adică pierzi riscul de a face focare de epidemie și microepidemii care după aia să se răspândească și care să infecteze și restul populației. Și noi, din păcate, ce spre asta noi, ne îndreptăm da, este, dacă nu se iau din ce în ce mai multe măsuri concrete din este partea ca asta. Da, aceste programe de screening să se alipească și să se adreseze întregii populații, fiindcă asta s-a întâmplat. La noi, noi vedem cazuri de cancer de col care în țările vestice nu se mai întâlnesc. Nu se mai întâlnesc de ce? Dar se întâlneau acum 50 de ani. Și acum 50 de ani au luat decizia și au implementat programe de screening eficiente în așa fel încât aceste cazuri nu se mai întâlnesc. Există.
pentru ei sunt niște realități. Vorbeați despre cifrele cumplite legate de cancerul de plămâni din România. Nu pot să nu vă întreb dacă asta are cumva vreo legătură cu faptul că noi suntem, ca popor, fumători înrăiți. Da, e o legătură directă demonstrată din anii 50 între fumat, cele două mari surse de risc externe pentru cancerul bronhopulmonar sunt fumatul și poluarea, mai precis poluarea cu particule sub 25 de microni, care când le tragem în piept ajung direct în plămâni. Asta este o problemă în China, este o problemă. China fiind o țară în dezvoltare care nu aplică normele măsurile de antimăsurile antipoluare, în orașele mari din China cancerul pulmonar este o problemă din cauza că și ei fumează foarte mult și în plus poluarea cu aceste microparticule este foarte mare. De-aia, sunt zile la ei în care nu vezi soarele pe cer. Da. Din fericire încă nu suntem acolo. Dar în China se aplică acest program de screening. Deci au luat această decizie și numai Shanghaiul are o populație de 22 de milioane de locuitori, comparabilă cel puțin cu populația României. Mult mai mare decât populația României. Dacă ar fi să despărțim în procente cât e poluarea, cât e fumatul, sunt jumate-jumătate sau... La noi poluarea nu știu dacă e așa de importantă, dar fumatul din păcate este. Un factor favorizant. Este un factor favorizat și determinat. Și de la vârste foarte fragede, aici mai este o problemă. Da. Păi, noi avem și sarcini la adolescenți. Da. Și, mă rog, fumatul aici, dacă vreți să fac o pledoarie antifumat, fumatul nu este un factor de risc numai pentru dezvoltarea unui cancer bronhopulmonar. Fumatul este un factor de risc și pentru bolile cardiovasculare, pentru accidentele vasculare cerebrale, pentru alte tipuri de cancere. Deci, mă rog, una peste alta este un obicei prost. E o adicție. Fiecare dintre noi are posibilitatea să aleagă dacă face asta sau nu conștient. Din păcate, ceea ce nu avem cum să alegem este că la un moment dat, dacă ni se întâmplă în viață, fumători sau nefumători, nu știm sigur că vom avea parte, cum tot vorbeam, de tratamentul potrivit. Nu mai e în puterea noastră. Uneori, în România, și dacă ești foarte bogat și dacă ești foarte informat, din nefericire, nu te mai ajută la nimic. Mi-a rămas în minte discuția domniilor voastre de mai devreme și îmi dau seama că dacă într-o țară în care medicii nu sunt atât de deschiși, ei ca brazlă, nu dumneavoastră personal, la ideea aceasta de consiliere psihologică, cum puncta și domnul doctor Tănase mai devreme, nici medicii nu sunt obișnuiți să lucreze în echipă, pentru că nu e un dat firesc al lucrurilor. Ce așteptări mai avem până la urmă din partea statului, că statul suntem noi toți, e format din oameni, să vină să ne lege pe noi între noi, astfel încât orice serviciu medical să fie unul de calitate, complet, făcut la timp? Ați punctat foarte bine. Din punctul meu de vedere, statul nu se implică. Statul lasă la îndemâna fiecărei instituții, pentru că statul înseamnă niște foruri responsabile care să dea legi pertinente, care să le și aplice, că degeaba dai o lege dacă nu se aplică. Păi, da? Avem lege, apropo, de fumat, care exact, spun că dacă ai aruncat un ciuc pe stradă, și mai ales, plătești amendă de 500 de lei. Ar trebui, la nivel național, să fie și această inițiativă de profilaxie a unor boli și de prevenție a unor eventuale afecțiuni cu care fiecare dintre noi, ca cetățeni, ne putem confrunta. Ei, astea sunt politici de stat. Atâta timp cât statul stă mai mult pentru, să spunem, a-și alege posturile și funcțiile în funcție de interesele lor, lasă și medicii, și psihologii, și inginerii, și tot ce vreți în această țară să își ia destinul în propriile mâini. Cum de altfel și foarte mulți pacienți își iau destinele în propriile mâini. Vorbim despre terapii, da, să spunem, de psihoterapii. Păi, gândiți-vă că un bolnav de cancer, el nu are bani să vină la un psiholog, pentru că noi suntem profesii liberale. Când se duce în Și dacă spital, are, nu poți să ai la nesfârșit. Nu poți să ai, dar nu prea vin. Și atunci psihologi nu sunt în spitale, deci nu are parte de consiliere psihologică sau de o terapie comportamentală care este cea mai adecvată în astfel de situații. Deci lucrurile sunt destul de sensibile, însă dacă inițiativa Casei de Asigurări de Sănătate încearcă să o și pună în practică cât mai repede pentru beneficiul acestor pacienți. L-ați auzit pe președintele Asociației Bolnavilor de Cancer din România? Ce spuneați și dumneavoastră? Da. Dacă va exista voință politică, se va putea face Sigur că da. Orice. Da. Dar
Știți ce nu înțeleg eu? Până la urmă, politicienii sunt și ei oameni. Probabil din că unii dintre ei... Politicienii trebuie să ia niște decizii. Dacă vă spune, dacă mâine ați fi ministru sănătății, ar trebui să luați niște decizii. Deciziile cele mai bune, mai ales în ceea ce privește politicile de sănătate, se iau, sunt deciziile informate și consiliate de experți, fiindcă un politician n-are cum să știe. El nu este un expert, el are niște alegeri de făcut și în calitate de politician el alege. Aleg mai curând să investesc anul ăsta în bolile cardiovasculare decât în bolile în cancer. Da, nu investim nimic până la urmă. Trebuie să am o motivare. Investim în bolile în tratamentul bolilor cardiovasculare din cauza că sunt prima cauză de mortalitate în România. Din păcate, ca să iei decizi de genul ăsta, ne-ar trebui o măsurare destul de precisă a nevoilor de sănătate ale populației. Da, vă aduc aminte că am măsurat asta odată. Din păcate a existat un program național de evaluare a sănătății. Da, a existat, dar n-a fost dus până la sfârșit. Vorbiți de programul care a fost cu Banca Mondială în 2010, dacă mi-aduc bine. Nu mai rețin anul, era în mandatul, primul mandat al ministrului Eugen Nicolaescu. Da, da, exact. Atunci când toți am fost trimiși la analize asigurați, neasigurați, statul român a cheltuit sute de milioane de euro. Era o inițiativă. S-a și concretizat. Datele au fost strânse, doar că nu le-a folosit nimeni, au zăcut în Ministerul Sănătății. Vedeți că niște analize de sânge nu înseamnă neapărat că am diagnosticat nevoia de sănătate. E adevărat, populară, dar era o bază foarte bună de la care puteai pleca. Era, sigur că era, dar uitați, vorbim de trei spitale regionale și unde și vor fi amplasate, ni se spune, la Iași, Craiova și Cluj. Da? S-a luat această decizie pe ce bază? S-a luat decizia fiindcă acolo erau concentrate nevoile, adică nevoile populației nu li se răspundea de către niște spitale care erau acolo? Nu. Sau explicația a fost că acolo erau zonele cele mai aglomerate, presiunea era cea mai mare și că infrastructura spitalicească de la ora aceasta nu mai corespunde nevoilor. Da. Și atunci aveai nevoie practic de un spital nou în care să muți și să faci ceea ce spuneați mai devreme, lucrurile integrat cu echipe complete în spații absolut normale pentru, repet, 2019, lumea civilizată. De exemplu, în Anglia, în Anglia există un sistem de sănătate oarecum mult mai centralizat decât al nostru. Statul este, de fapt, statul decide, dar statul decide pe baza sfaturilor unui institut național de sănătate publică. Avem și noi un astfel de institut. Diferența este că acolo sunt angajați experți. Este una dintre cele mai performante companii din lume și are angajați, cred că 2000 sau mai mult de angajați. La noi sunt mult mai puțini și nu fac exact genul de muncă care se desfășoară la acel institut. Și nici acolo lucrurile nu stau roz. Nici în Anglia lumea nu este 100% mulțumită N-are în sistemul cum, de sănătate. N-are cum, așteaptă luni de zile pentru analize. Exact. Vă rog. Dar asta, acolo se iau niște decizii bazate pe informații pe date reale, concrete, nu pe păreri personale și interese la de moment. La noi de multe ori se iau niște decizii bazate pe context. Sau uneori nu se iau decizii deloc, cum este cazul examenului de rezidențiat de anul acesta. Astăzi totuși am văzut că ceva se mișcă. Parlamentarii au găsit o soluție pentru criză. Vedem peste doar câteva minute după pauză dacă o și aplică. Vă mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezență. Noi ne revedem imediat și discutăm, cum spuneam, despre rezidențiat. Medica TV, prima pe telecomandă. Sănătatea înainte de toate. Lupta zilnică a persoanelor supraponderale în familie și în societate poate fi o bună lecție pentru cultura nutrițională a fiecăruia dintre noi. Ce fac medicii ca să poată salva oameni cu obezitate? Poveștile intervențiilor riscante. Urmăriți în fiecare luni de la ora 21 la Doctorul Obezității, în premieră în România, la Medica TV. Dacă vrei să știi tot ce e la zi în sănătate,
sistemul de care te lovești cel mai des, locul de care viața ta depinde în fiecare zi. Urmărește în această toamnă la Medica TV noul sezon Jurnal de Viață. Vei cunoaște alți profesioniști, oameni care din excelență au făcut un crez. Noua grilă lansează de luni până joi de la 19 la 21 singurul talk show dedicat dezbaterii pe actualitatea din medicina românească cu invitați care au autoritatea cuvântului în societatea medicală românească. Iar dacă vrei să te lămurești ce alimente dăunează sau nu sănătății tale, îl ai în direct prin telefon pe Dr. Menci, care răspunde pe șleau și îți spune adevărul. Un adevăr bazat pe 50 de ani de experiență în vârful cercetării alimentare românești. Specialiștii medicinei îți spun când trebuie să iei în seamă primele semne ale diferitelor afecțiuni și care sunt ele. Și peste toate, nu pierde în această toamnă seria nouă de documentare care te pun în temă cu standardele sistemului de sănătate avansate și spre care România ar trebui să se îndrepte. Medica TV, televiziunea de care depinzi. Îți plac florile, dar pentru asta trebuie să le poți vedea. Îți plac munții, dar pentru asta trebuie să îi poți cutreiera. Îți iubești copiii, părinții, familia, dar pentru asta trebuie să le poți spune: viața e frumoasă dacă te poți bucura de ea. Medica TV, despre sănătate. Cele mai mari case de producție de film documentar se reunesc la Medica TV. Urmărește în fiecare zi producții de excepție care te ajută să înțelegi mai bine ce înseamnă sănătatea și de ce trebuie să te bucuri atunci când o ai. Tot ce este nou în medicina internațională, științe, robotică, experimente, ce mâncăm în secolul 21. Sunt temele la zi în documentare de excepție. Doar la Medica TV, despre sănătate. Dacă vrei să știi tot ce e la zi în sănătate, sistemul de care te lovești cel mai des, locul de care viața ta depinde în fiecare zi, urmărește în această toamnă la Medica TV noul sezon Jurnal de Viață. Vei cunoaște alți profesioniști, oameni care din excelență au făcut un crez. Noua grilă lansează de luni până joi de la 19 la 21 singurul talk show dedicat dezbaterii pe actualitatea din medicina românească cu invitați care au autoritatea cuvântului în societatea medicală românească. Iar dacă vrei să te lămurești ce alimente dăunează sau nu sănătății tale, îl ai în direct prin telefon pe Dr. Menci, care răspunde pe șleau și îți spune adevărul. Un adevăr bazat pe 50 de ani de experiență în vârful cercetării alimentare românești. Specialiștii medicinei îți spun când trebuie să iei în seamă primele semne ale diferitelor afecțiuni și care sunt ele. Și peste toate, nu pierde în această toamnă seria nouă de documentare care te pun în temă cu standardele sistemului de sănătate avansate și spre care România ar trebui să se îndrepte. Medica TV, televiziunea de care depinzi.
La Jurnal de Viață zugrăvim portrete de profesioniști. Medici cu vocație, cu iubire de semeni și de meserie. Oameni cu har și cu dorința de a face bine. Profesioniști în halate albe. Profesioniștii care scriu în fiecare zi istoria medicinei românești se destăinuie la Jurnal de Viață. Urmăriți-i la Medica TV! Senatul a votat astăzi o modificare legislativă potrivit căreia, cel puțin anul acesta, pentru examenul de rezidențiat, n-ar mai fi nevoie de semnătura Ministrului Educației. E o modificare importantă, vitală la acest moment pentru organizarea examenului, dar nu suficientă. Asta pentru că, așa cum vă spuneam, decizia a fost luată într-o singură cameră a Parlamentului, deci mai e nevoie de avizul celei de-a doua camere parlamentare, a Camerei Deputaților, și nu s-ar încheia aici povestea. Potrivit regulilor, legea ar trebui să plece la președinte ca să-și dea și președintele acordul pe ea. Dacă asta liniștește sau nu, așa cum spuneam că e încă un drum lung de aici încolo, studenții la medicină, care stau în tensiune de ceva vreme deja, aflăm chiar de la reprezentantul lor, care este în direct cu noi în această seară, domnul Teodor Blidaru, președintele Federației Asociațiilor Absolvenților Studenților la Medicină. Întotdeauna mă încurc, e prea lungă denumirea noastră. Este un nume într-adevăr lung, da. Dar comentăm subiectul și cu domnul doctor Radu Țincu, medic primar anestezie terapie intensivă, și cu reprezentantul pacienților, cu domnul Radu Gănescu, președintele COPAC, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Corect. Tare lungi sunt denumirile organizațiilor. Complicate, absolut. Așa e. Sau de-aia preferăm COPAC, undeva mai scurt simplu. Și mai simplu. Cu permisiunea dumneavoastră a decanilor de vârstă, l-aș lăsa pe cel mai tânăr dintre noi, nepermis de tânăr dacă m-ați întrebat pe mine, să ne spună cum privește ce a făcut astăzi Senatul. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Este într-adevăr un pas. E un pas spre rezolvare, dar nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că, deși presa a stipulat și astăzi anumiți, inclusiv parlamentari, au stipulat faptul că totul s-a rezolvat, nu este chiar așa. A fost un pas pozitiv și ne bucurăm că eforturile noastre au fost auzite și s-a mișcat această modificare legislativă. Însă acum se mută într-o altă etapă a creierii sale, și anume în Camera Deputaților, unde trece prin același proces. Va trece prin Comisia de Sănătate. Și nu știm sigur când. N-avem o dată precisă. Va fi preluată din discuțiile avute astăzi cu reprezentanții ai Camerei Deputaților, va fi preluată luni pe ordinea de zi, discutată în comisii și apoi trecută prin plen. Un aproximativ de 2 săptămâni s-a dat ca și termen pentru rezolvare în Camera Deputaților. Exact cum spuneam, întâi comisii, educație, sănătate, apoi plenul Camerei Deputaților și trimisă către președinte pentru promulgare. Apoi publicarea în Monitor Oficial. Deci este un pas, s-a demarat totuși o soluționare, dar suntem încă departe de a putea da examenul de rezidențiat așa cum ar trebui. Domnule Gănescu, v-aș întreba pe dumneavoastră, pentru că aveți experiența jocului politic, în sensul în care de multă vreme reprezentați pacienții în România, ați interacționat suficient de mult cu instituțiile din această țară în care funcționează oameni politici, astfel încât să înțelegeți unele lucruri poate mult mai bine decât colegul mai tânăr din platou. Și atunci v-aș întreba direct, la această oră, care credeți că este miza acestei neputințe a oamenilor care au puterea de a decide să rezolve odată, repede, examenul de rezidențiat? Mi-ar fi greu să spun că există o miză din punctul meu de vedere, și singurul lucru care l-aș putea să spun acum este că instituțiile în România merg foarte greu. De multe ori ne trezim, știm dinainte că avem anumite hopuri pe care trebuie să le trecem, dar ne trezim în ultimul minut și în momentul în care trebuie să luăm o decizie, ne așteptăm ca cel din dreapta noastră sau cel din stânga noastră să fie factor decisiv și noi să mergem înainte. Instituțiile merg greu, ministerele, vedeți și dumneavoastră că din punct de vedere al mișcării lucrurilor spun că nu au nicio posibilitate, nu pot să facă nimic, trece dincolo de partea administrativă în partea politică și ajungem să ne trezim de pe zi pe alta cu problema rezidențiatului, cu problema medicamentelor, cu multe alte lucruri care, din păcate, ne afectează pe toți. Drumurile noastre ale asociațiilor de pacienți, ale studenților, au fost întotdeauna, cum să spun, către instituții în a le deschide opțiunile mult mai devreme ca lucrurile să se întâmple.
Din păcate, dacă că există o problemă, fă ceva ca să exact. Nu... Exact. Din păcate, tot ceea ce facem, vedem că se ajunge la al 12-lea ceas, lucrurile merg foarte greu. Sperăm că în al 12-lea ceas lucrurile se rezolve, cum spunea și colegul nostru de aici. E un prim pas, dar asta nu înseamnă că s-a terminat de rezolvat lucrurile și că totul este foarte bine. Din păcate, nu. Sunt mulți alți pași de continuat. Din punctul meu de vedere, de acum două luni de zile trebuia cumva inițiată această modificare legislativă ca să nu ajungem în situația în care să ieșim pe media și să putem să spunem, domne, suntem într-o criză, rămânem fără medici, îi trecem unde îi ducem. Am rămas deja. De medici deci, e major. Asta ar fi răspunsul meu. Lucrurile merg foarte greu, birocrația este foarte mare în România, instituțiile și responsabilitatea, din punctul meu, nu există. Nu avem, dacă s-a întâmplat acest, să spunem, fapt, cine este responsabil? Este o simplă întrebare, cred că a unui cetățean de rând, din orice karma, soarta. Soarta. Deci nimeni nu este responsabil. Și atunci, când nu avem persoane responsabile, când nu avem instituții responsabile, e greu să mișcăm lucrurile și să găsim soluții înainte de a ajunge în pragul disperării. E păcat că se întâmplă acest lucru. Întotdeauna am dorit și vrem să mergem pe parte de prevenție, mai ales în sistemul de sănătate, unde se discută de prevenție, dar e greu să aplici prevenție când sistemul este greu, lent și nu funcționează în timp real. Și oamenii nu sunt, cum spunea și dumneavoastră, suficient de responsabili, fiecare pe bucățica lui. Noi am încercat și ca asociație de pacienți să venim alături de tinerii studenți, să venim de ce? Noi, ca pacienți, suntem automat cumva implicați împreună cu personalul medical, cu personalul științific, cu asistenți, cu medici, pentru că suntem parteneri în acest sistem și trebuie să lucrăm împreună. Și dacă deși vrem uneori pare că suntem în război deschis. Absolut, nu există. Noi trebuie să mergem împreună și să îmbunătățim lucrurile împreună, să fie mai bine pentru fiecare. Și pentru cel care are nevoie de servicii medicale, să fie mulțumit pacientul, și pentru cel care lucrează într-un sistem medical, în sistemul românesc, să fie mulțumit acolo unde lucrează, să poată să fie beneficiar unei funcții onorante. Și atunci e normal să fim împreună, e normal să ne susținem. Întotdeauna am susținut ca medicii să rămână în țară, să-i avem alături de pacienții din România. Din păcate, la nivel declarativ facem lucrul ăsta. La nivel de practică, vedeți că ne aflăm de fiecare dată într-un impas. Am crezut că odată cu, să spunem așa, ieșirea noastră mai mult în public și atenționarea lucrurilor, se vor schimba mersul. Din păcate nu s-a schimbat mersul. Noi tot sperăm, tot încercăm, dar vom rămâne și vom susține împreună ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Din păcate, mai avem realitatea de zi cu zi care ne afectează pe toți. Domnule doctor, dumneavoastră sunteți și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie. Și în această calitate v-aș întreba cum priviți modificările din lege despre care vorbeam mai devreme, aduse în Senat, care, dincolo de semnătura Ministerului Educației, care poate anul acesta să fie lipsă, se mai referă și la organizarea în cea de-a treia duminică din luna noiembrie, orice s-ar întâmpla pe lumea asta, a examenului, și să fie numărul de locuri de la rezidențiat egal cu numărul de absolvenți. Sunt chestiuni benefice dacă ar urma să fie puse în vigoare. Să le luăm pe rând, că sunt trei. Sigur că anul ăsta trebuia făcut ceva, pentru că se pare că ministrul al educației cu funcție de titular nu vor putea avea până la examenul de rezidențiat și atunci el trebuia scos din schema de semnături. Problema este nu că l-am sărit anul ăsta, dar trebuie să ne gândim și cred că asta trebuia să ne gândim mai de mult. Ce se întâmplă când ai un ordin comun, ministrul sănătății și ministrul educației, dacă unul din ei este indisponibil? Corect. Din orice motiv, de sănătate sau oricare alt motiv, cum a fost cel de astăzi. Și noi știam că o instituție nu stă într-un singur om și în semnătura unui singur om, că se poate întâmpla orice pe lumea asta. Consider că pe lângă exceptarea de la acest an ar trebui gândit undeva în acest pachet legislativ desemnarea unor situații în care, dacă ministrul nu este disponibil, cineva să poată semna, pentru că putem ajunge ulterior peste un an, doi, trei, în aceeași situație și ne vom mira la fel că a nins în decembrie, nu? Trebuie să și trecem Crăciunul de... pică în fiecare an pe 25, da. Și e șoc și groază. Trebuie să trecem de această, cum să spun, luare
prin surprindere și să încercăm să fim un pic mai preventivi și să ne dăm seama că lucrurile trebuie rezolvate mai repede. Adică nu trebuie să ajungem astăzi, acești tineri să nu știe încă când își dau examenul pentru că un ministru a devenit indisponibil. Deci cred că în pachetul legislativ ar trebui gândită o posibilitate de un backup din partea unei secretar de stat desemnat special pentru a putea să înlocuiască ministrul în semnarea acestor documente. M-ați întrebat legat de al doilea lucru, dacă numărul de locuri e egal cu numărul de candidați, sigur că este un lucru benefic pentru candidați, trebuie văzut probabil pe dar termen... Dar și pentru sistem? Și pentru sistem. Sistemul este clar într-o subfinanțare cronică atât a resurselor umane cât și a celor materiale de-a lungul timpului. E nevoie de mai mulți medici în România și acest lucru este benefic. Însă mă întreb dacă este benefic din punct de vedere al concurenței și al calității celor care intră. Spuneam, cred că într-o emisiune trecută, când vorbeam despre rezidențiat, că și în alte țări există această paritate, număr de candidați, număr de locuri. Dar însă, ai filtrele? Însă filtrele sunt extrem de dure pe parcursul celor 5-6 ani de rezidențiat, astfel încât să fii sigur că cei care vor finaliza aceste studii sunt bine selectați. Și ați mai avut o întrebare. Mă refeream la toate modificările, ați bifat două dintre ele. Cea de-a treia era legată de dată. A treia duminică din luna noiembrie. Da, este... Să rămână forever and forever. Da, e un lucru foarte bun, pentru că până la urmă ce i-a deranjat pe colegii noștri mai tineri, i-a deranjat incertitudinea. Incertitudinea datei de examen, chiar dacă sigur se prelungește și într-un fel teoretic ai avea mai mult timp să te pregătești, faptul că nu știi când va urma să susții acest examen este un factor stresant în plus. Pe lângă ce ai de învățat pentru acest examen, pur și simplu în fiecare dimineață trebuie să vezi la știri dacă s-a mai întâmplat ceva cu legea sau dacă s-a mai aflat ceva despre data de examen. Sigur, este un lucru lăudabil să păstrăm aceeași dată a examenului de rezidențiat în fiecare an. Mi se pare un lucru foarte bun. Domnule Blidaru, știu că vreți să interveniți, dar aș mai vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule doctor Țincu, un lucru, întorcându-mă la numărul de locuri. Avocatul diavolului sunt la acest moment, dar nu cumva ar fi nedrept față de generații anterioare sau generații viitoare, dacă acum stabilim numărul de absolvenți egal numărul de locuri la rezidențiat, dar doar acum, anul acesta, după care... Adică dacă tot batem și data în cuie și cine e omul care semnează... Da, dar să știți că numărul de candidați cu numărul de locuri nu este același, pentru că sunt candidați din anii precedenți care nu au luat examenul sau care își doresc o specialitate anume. Deci, în mod clar, vor fi mai mulți candidați decât locurile pe care ministerul le-a pus la dispoziție și în acest an. Pentru că sunt candidați rămași din anii precedenți. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că întrebarea se pune de ce am luat decizia asta, adică care a fost analiza. Bănuiesc că la baza unei decizii de acest gen reprezintă o analiză a unei situații. Vă înșelați. E doar un moment de criză și atunci politicienii s-au gândit să facă ceva. Dacă dumneavoastră vă imaginați că cineva a făcut analiză în Parlamentul României, eu îmi permit cu și mi-asum să spun asta, că nu cred că s-a întâmplat de ieri pe azi, în condițiile în care președintele partidului care a dat premierul spunea acum câteva zile că nu iau în considerare o opțiune parlamentară. Deci nu cred că cineva așa, pe furiș a făcut astfel de analiză. Dacă lucrurile stau așa, vă spun din experiență că orice decizie pe care nu o iei în urma unei analize și în urma unei analize care se reflecte o situație reală, o situație eventual furnizată de specialiștii din domeniul respectiv. Pentru că orice soluție luată pe genunchi. Este o separație foarte mare între decizia politică care se realizează în Parlament și ceea ce reprezintă realitatea, să spunem, profesională. Cred că trebuie să existe o consultare și să vedem exact dacă este necesar ca acest lucru să se întâmple, să vedem exact câți candidați sunt rămași din anii precedenți. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie discutate până când e o decizie. Dacă decizia este luată doar de dragul de a lua o decizie, cu siguranță efectele nu vor fi cele scontate. Sau, dimpotrivă, vor fi anumite elemente negative pe termen lung. Domnule Blidaru, mă iertați, v-am întrerupt. Mulțumesc. Am simțit nevoia să am o intervenție în ideea în care nu vrem să diseminăm știri false legate de cele trei puncte din legea de astăzi. Și le voi lua și eu pe rând, n-am vrut să le întrerup pe domnul doctor. Într-adevăr, prima, și anume semnătura Ministerului Educației, este o măsură bună pentru anul acesta și poate debloca situația când va trece. Trecând la a treia, pentru că terminăm repede cu ea, și anume al treilea weekend din luna noiembrie, este un articol care nu a trecut.
exista stipulat în propunerea inițială, articolul nu a trecut, nu vom mai discuta practic despre el. Da, dar asta nu înseamnă că rămâne final, cum specificați și dumneavoastră mai devreme, acest proiect. Da, corect, va ajunge corect, din nou la cameră, o luăm de la capăt. Ne putem trezi înapoi cu toate cele trei, exact ce vorbeam și cu domnul doctor. Toate au trecut mai puțin analiz. Acesta. Cel cu luna noiembrie a fost într-adevăr o intenție bună din partea domnului parlamentar Liviu Pop pentru a rezolva situația venită inițial când se anunțase amânarea, dar acum este mult prea târziu pentru articolul respectiv. Deja chiar și 8 decembrie începe să fie târziu și să fie greu să se reconcentreze și remotiveze absolvenții, dar aminte 17 noiembrie. Și revenind la cea din mijloc, și anume numărul de locuri, pentru că l-am în față și l-am dezbătut astăzi și cu colegii, și cu doamna ministru, și cu domnul Buicu din Comisia de Sănătate, articolul spune că cifra de școlarizare pentru anul 2019 se apropie prin hotărâre de guvern și va fi egal cu numărul absolvenților de medicină cu diplomă de licență. Articolul are multe hibe. Și o să începem cu prima, și anume de medicină. Vorbim și de farmacie și de medicină dentară, pe care articolul respectiv îi lasă pe din afară. 2. Nu specifică care module, și aici mă refer la limbă. Se referă la modulele de limbă engleză, franceză, maghiară, română, sau se referă doar la absolvenții cu diplomă de licență limba română, care susține examenul de rezidențiat în limba română? N-ar fi corect în condițiile în care, cred că 1700 de studenți străini sunt în fiecare an în România. Asta zic, la medicină cam o treime. În unii ani. În momentul ăsta, nu vreau să par că nu suntem încântați de faptul că a trecut această modificare legislativă prin Senat, dar într-adevăr în cameră, cel puțin acest articol trebuie să mai sufere modificări, pentru că în acest moment are hibe. Și o să dau un exemplu simplu, calculat pe genunchi un pic mai devreme. Numărul de absolvenți de medicină, fără medicină dentară, fără farmacie, exact cum scrie acolo, cu diplomă de licență pentru anul 2019, din promoția 2019, s-ar putea să fie mai mic chiar decât numărul stipulat deja de locuri. S-ar putea să fie undeva la 3700 după calculele mele și numărul stipulat deja, de care deja ne plângem. Acestea erau și calculele Ministerului Sănătății. Exact. 3700 3900. Fără... Deci, actualul regulament, dacă ar fi să luăm în litera lui, nu ne pune deloc în avantaj. Nu cred că a fost făcut cu o intenție rea, cred că a fost efectiv trecut, într-adevăr, și la solicitările noastre repede și a fost poate o neatenție acolo, dar care va trebui modificată în cameră. Și sunt convins că nu se referă doar la cei care au terminat medicină, ci și medicină dentară și farmacie. Probabil că se va extinde, că și în legislația precedentă erau cuprinși cu toții, adică medicină dentară și farmacie. Anul acesta poate fi mai special. Nu trebuie să riscăm hibe. Ce nu știu, pentru că n-am apucat să mă uit pe site-ul Parlamentului, cine e camera decizională, camera deputaților. Deci mai pot suferi modificări articolului. Ce vorbeam, ce insista și domnul Blidaru că trebuie făcut și ce spuneați dumneavoastră până la urmă. Noi de fiecare dată luăm decizii ca pompierii. Arde casa, hai cu apă, hai cu spumă, dăm acum, am stins, vedem noi ce rămâne în urmă. Vedem noi dacă mai avem bani să construim casa la loc sau dacă mai avem cu cine. Și atunci ne vom trezi că poate, Doamne ferește, peste 3 ani de zile nu vom avea o problemă că nu are cine de la Ministerul Educației să semneze un ordin. Dar poate că atunci când am modificat legea, am pus secretarul de stat greșit și între timp am refăcut organigrama ministerului. Adică e de așteptat la orice în aceste condiții. Dar... un singur lucru cred că trebuie spus, să zicem, pozitiv, dincolo de jocurile politice, lupta politică, legea, așa cum este ea făcută, nu putea fi încălcată. Și nu susțin punctul de vedere al faptului că e clar că ei sunt încurcați din aceste jocuri politice, dar dacă tot există o legislație, măcar bună, proastă, măcar să o respectăm, pentru că dacă și acest lucru pierde statul de drept în care nu-și mai respectă nici măcar propria legislație pe care au propus-o, atunci cu siguranță ne vom pierde în mod cert direcția în care mergem. Deci la momentul acesta avem o legislație. Sigur că e clar, ne-am dat seama cu toții că a fost gândită într-un mod greșit, tocmai de aceea nu a luat nimeni în calcul dacă un ministru nu e disponibil, cine va semna. Dar dacă am făcut-o așa, trebuie să o respectăm cumva. Înțeleg ce se spune de partea cealaltă a baricadei, în care neavând semnătura ministrului educației, nu se poate ajunge la acest examen. Domnule doctor, n-aș vrea să vă stric optimismul, dar v-aș da nenumărate exemple. Vă dau doar unul. Avem în țara asta o lege a răspunderii ministeriale. Dacă dumneavoastră îmi dați un singur exemplu când ea s-a aplicat, apropo de răspundere, vă rămân datoare. Și vă dau și timp de gândire, pentru că l-avem acum la telefon pe domnul dr. Gheorghe Borcean, care este președintele Colegiului Medicilor din România. Bună seara! Bună seara, doamne! Dumneavoastră susțineți
toate aceste mișcări pe care le-au organizat absolvenții de medicină de anul acesta cu privire la examenul de rezidențiat. Dar aș vrea să vă întreb, cum puneți dumneavoastră, nu personal, ci colegiul, presiune pe factorii de decizie astfel încât această chestiune să fie rezolvată mai rapid? Atât cât ne permite legea și nouă, ca și colegilor noștri mai tineri, am dat un comunicat de presă, am dat interviuri peste tot unde a fost întrebat și am zis că susținem și că am spus că cauza tinerilor noștri colegi este justă și că ei se pregătesc pentru acest examen. Să iertați, comparația nu este proastă din punctul meu de vedere. Ca un sportiv de mare performanță care știe că trebuie să atingă vârful de formă în data de. Și face lucrul ăsta de un an de zile. Învață, cercetează bibliografie, se pregătesc și fac toate celelalte ca să fie în vârful maxim de formă a lor în data de. E dacă data aceea se duce mai încolo cu 3, cu 4 săptămâni, toată lucrarea devine impredictibilă. Iată, cel mai, și asta am spus-o și o spun și acum așa, țin să atrag atenția, cel mai mare, cel mai important atu în sistemul sanitar este încrederea. Încrederea cetățenilor, a populației în sistemul sanitar, încrederea în medici, în profesia medicală, încrederea medicilor în sistemul sanitar și în instituțiile sale. Toate lucrurile astea se duc de râpă când se petrece un astfel de eveniment care naște o suspiciune că ceva s-ar putea și altă dată să se întâmple. Că sigur acum a fost o chestie imprevizibilă și nimeni nu s-a gândit la asta, dar dacă odată s-a întâmplat, se mai poate întâmpla lucrul ăsta, nu s-a întâmplat niciodată până acum. Ca 7-8 mii de tineri colegi care nu sunt reprezentanți unei alte profesii, sunt medici, care au făcut o instituție, o universitate de 6 ani ca să ajungă în timpul ăsta și care au dorit și care doresc să promoveze în profesie și care doresc să facă bine poporului și cetățenilor semenilor lor bolnavi, să nu poată intra. Nu poate intra dintr-un ceva care nu ține de ei, dar pe de altă parte că-i asculți pe unii nici de aia, la asta ține, dacă îi asculți special nici de ei nu ține. Deci lucrul n-a fost gândit. N-a fost gândit cum trebuie și faptul că acum cu toții comentăm și criticăm va duce probabil ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple. Aveți această garanție pentru că s-au mai întâmplat în trecut situații neplăcute care au fost dezbătute, discutate, criticate. Și apoi s-au întâmplat iarăși. Exact. Da, și asta e de. Și cred că v-aș putea da exemple și din propria dumneavoastră curte. O, da. Știți la ce vă gândesc eu acum? Când am absolvit facultatea în 78, da? Am stat 3 luni nerepartizați, pentru că atunci s-a schimbat sistemul. 3 luni, nu 3 săptămâni, da. Dar atunci, mă rog, nu puteam spune nimic. Stăteam în partea la ministeră fiecare zi și era pe timpul odiosului și am pușcat-i. Dar nici atunci nu mi-a fost foarte bine și am trăit frustrare. Știți, de atunci au trecut câteva decenii. Noi speram că lumea a evoluat. 40 de ani, da. Da, lumea a evoluat, așa este. A evoluat, da. Și oricum au toată înțelegerea noastră, colegii noștri, să fie convinși că atunci când vor intra finalmente, vor intra în rezidenția și vor ajunge la 4 bolnavi, noi, cei mai în vârstă, ne vom da tot interesul ca ei să recupereze în bună vreme, în timp, ceea ce vor fi pierdut din săptămânile acestea. Dar vorbim aici despre 3-4 săptămâni, 5 câte vor fi la intrarea în sistem pentru 6-7 mii de medici și încă tot atâtea la ieșirea din sistem. Aia înseamnă aproape 2 luni, da? în care 5-6 mii de medici nu vor lucra. Aia nu înseamnă neapărat o chestie gravă pentru ei ca persoane, înseamnă grav pentru cei 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 de pacienți pe care i-aș fi putut trata în timpul ăsta. Da, v-aș contrazice, da. Sunt zile din viața acestor oameni care au muncit pentru a ajunge unde au ajuns, pe care nimeni nu le dă înapoi. Așa este, da. Și toată această tevatură și neplăcere pentru tinerii noștri colegi, vă spun, nu face decât să dărâme încrederea pe care încercăm în fiecare zi să o sădim în noi, în profesia noastră, în sistemul sanitar, pentru lumea multă. Și asta nu se poate măsura în bani sau în timp, se măsoară doar în efecte îndelungate, pe timpul lung. Încrederea, lipsa încrederii. Colegiul a fost conștient până la acest moment de hibele legislative și le-a reclamat în trecut celor care aveau puterea de decizie?
Nu, doamne, nimeni nu s-a gândit vreodată că s-ar putea întâmpla să nu existe doi miniștri cu portofoliu ca să poată semna lucrul ăsta. Da. Ce nu era posibil? Dar colegii noștri s-au gândit. Nu s-a gândit nimeni la asta, da. Eu vă mulțumesc tare frumos, domnule președinte, pentru intervenție. Dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru președintele Colegiului Medicilor, nu. Vă mulțumesc frumos, ne întoarcem în platou să ne continuăm discuția. Susținere pe toate părțile și de la colegiu, doar că nu anticipăm. Noi nu vedem crizele exact ce ne povesteați dumneavoastră în debutul emisiunii, până nu dăm cu capul de grindă, noi nu vedem că e acolo. Și, din păcate, aș vrea să completez cu un singur lucru. Și o să mă întorc eu apoi cu întrebarea către dumneavoastră, vă rog. Legea nu e perfectă și nimic nu e perfect. Și într-o, să spunem, democrație tânără, când încă încercăm să ne adaptăm, să vedem sistemele de sănătate din vestul Europei și performanța lor, cred că totul e perfectibil, chiar dacă nu e perfect. Noi tot doar trebuie să avem un pic de bunăvoință, să vedem că, într-adevăr, ne-am trezit într-o situație neplăcută, nespecificată în nicio regulă, nicio legislație, dar dacă cumva suntem mai abili în a creiona lucrurile din punct de vedere al managementului, administrației, din punct de vedere legislativ, am putea să ne adaptăm pe parcurs și să mergem înainte. Din păcate, ne blocăm, nu reușim să luăm o decizie, să schimbăm lucrurile mergând și să nu ajungem în situații incendiare. Că sunt ferm convins, în luna septembrie, când am început discuțiile, cumva dacă exista într-adevăr o voință, o dorință și ne adaptam mersului lucrurilor, puteam să facem modificări împreună cu studenții, cu tinerii, cu colegiul medicilor, cu toată lumea, la minister, se găsea o soluție, eventual această soluție legislativă, dar pornită mult mai înainte. Asta este ceea ce ne împiedică cumva să mergem înainte. Faptul că suntem greoi și nu ne adaptăm în timpul mersului și nu încercăm să îmbunătățim lucrurile, așteptăm pe cineva să ne spună de sus dacă da sau ba. Asta ceea ce e o mare sunteți problemă. Delicat. Poate fi și varianta aceea în care unora pur și simplu nu le pasă sau alte lucruri prioritare la momentul respectiv. Și atunci, ați dat exemplu lunii septembrie când se puteau face lucruri. Ne aducem aminte toți că politicienii aveau alte treburi la... Din păcate, da. Și aici constatăm cu, cel puțin eu, ca simplu pacient, ca simplu cetățean, constat cu durere că, într-adevăr, sănătatea nu este o prioritate, cel puțin pentru noi în România, cu toate că sănătatea ne dă cele mai multe dureri de cap, din punct de vedere al discuțiilor pe care le avem în spațiu public, din punct de vedere al nemulțumirii pacienților, medicilor, studenților, tuturor care lucrează în acest sistem de sănătate, vedem că e o problemă, vedem că avem probleme și ne dă această durere de cap, dar la nivel de construire, de modificare, de îmbunătățire, nu este doar o prioritate pentru noi. Rămân tot la dumneavoastră cu întrebarea pe care vroiam să vă adresez ceva mai devreme, apropo de ceea ce povesteați, că ați încercat în repetate situații să semnalizați celor care aveau putere de decizie că urmează să se producă o situație neplăcută și să ia măsuri și n-ați fost ascultați. Vreau câteva exemple de la dumneavoastră, din trecut, sau lucruri de la acest moment care știți, ați avertizat că stau să se întâmple în sistemul medical și deocamdată nimeni n-a făcut. Vă spun așa ce îmi trece repede prin cap și care din punctul meu sunt un impact în ceea ce înseamnă sistemul de sănătate. Primul lucru, când am început discuțiile pe programele naționale, întotdeauna am susținut că programele naționale au rămas doar programe curative, ceea ce nu este normal și ar trebui să fie programe cuprinzătoare unde să ai diagnostic, screening, prevenție, monitorizare, tratament și eventual să meargă și spre parte de îngrijire la domiciliu sau îngrijire paliativă. Pentru că în momentul respectiv ai un program pe o categorie de pacienți, poți face registrul de pacienți, iar un lucru pe care îl spunem autorităților de ani de zile și pe care, din păcate, nu reușim să-l ducem la îndeplinire sau nu ne ascultă nimeni. Dar avem promisiuni, să... ultima fiind că în primăvară vom avea registrele bolnavilor. Sperăm, iar este un lucru pe care îl sperăm. Și atunci ai putea vedea efectiv cât cheltui cost pe pacient, pe patologie și cât ai pe numărul de pacienți pe patologia respectivă ca... cost. Am încercat să aducem în atenție, nu s-a întâmplat. Am încercat să aducem în atenție faptul că politica prețului în România de a avea la medicamente cel mai mic preț la nivel european nu face decât să ai prețuri foarte mici și cu farmacii goale, unde pacientul să n-aibă acces și să nu se poată trata nici cu medicamente ieftine, nici cu medicamente inovative. Se vede zi de zi, în fiecare zi, și cred că nu a existat an în România în care să nu
fie semnalat de medici, de pacienți, lipsa anumitor medicamente, lipsa tratamentelor, pur și simplu nu mai ai ce să mai discuți în cabinet cu medicul, că nu mai este nicio opțiune medicală. Totul înseamnă dacă există sau nu există produse în piață. Tot la fel am semnalat, din păcate n-am ajuns la niciun consens. Aș avea multe alte exemple să vă spun, evaluările medicale, cum se fac în România, faptul că dorim să le modificăm. Există o comisie la Ministerul Sănătății de vreo 2 ani de zile cu experți străini. N-am reușit să trecem mai departe, suntem tot blocați. Multe, multe exemple, din păcate, negative, pozitive, mult mai puține. Și e păcat. E păcat că nu trebuie să inventăm roata, nu trebuie să ne gândim noi acum la un sistem de sănătate performant, să-l construim. Noastră. Au făcut alții înaintea noastră, nu ar trebui decât să ne adaptăm la sistemul românesc și să-l punem în aplicare. Altceva nu ar trebui decât bunăvoință. V-aș întreba și pe dumneavoastră, domnule doctor, întorcându-mă la acest exemplu al registrelor unice. Deci, într-o țară în care nici măcar nu știi câți oameni suferă exact de cancer, de diabet, câți au nevoie de proteze, cum să aplici politici, cum spuneați dumneavoastră, pe baza unei analize, când tu nu ai numărul de bază, până la urmă, de la care ar trebui construită o politică de sănătate? Sigur, s-au conturat în ultimii ani aceste registre, unele dintre ele devin din ce în ce mai funcționale, o să devină și mai funcționale pentru că există la nivel european dorința de a exista registre naționale care să fie și interconectate și să putem avea diferite, să spunem, analize statistice comparative. Însă, de ce sunt așa de multe negative pe care le-a prezentat colegul meu, adică multe propuneri care au primit un rezultat negativ, pentru că am spus de multe ori acest lucru și îl repet, politicile de sănătate nu sunt populare. Deci, din punct de vedere politic, niciun guvern din lume nu a încasat, să spunem, voturi în urma politicilor de sănătate. Pentru că politicile de sănătate aduc dușmani atât în sistemul medical, pentru că încearcă să corecteze anumite anomalii cu care sistemul s-a învățat să funcționeze de-a lungul timpului și încearcă să corecteze ceea ce în sistem nu funcționează corect. Și e clar că dacă acest sistem funcționează greșit sau parțial greșit de 20-30 de ani, el va reacționa. Și va reacționa cum? Sancționând politic, prin vot, guvernul care a încercat să tulbure apele în sistem. Obama a fost făcut comunist pentru că a încercat o reformă, apropo de ce spuneți dumneavoastră. Pe partea cealaltă, în momentul în care faci politici de sănătate, sigur că vei începe să ai măsuri coercitive asupra populației. Dacă nu-și plătesc asigurările de sănătate, poți să nu mai fie asigurați cum sunt în foarte multe țări. Dacă nu-și fac vizitele medicale periodice la medicul de familie, nu mai sunt asigurați și sunt scoși de pe listă. Deci oarecum un guvern politic va pierde în momentul în care va încerca să implementeze politici de sănătate publică corecte și reale, pentru că în mod clar va avea dușmani în ambele tabere. Dar toate aceste țări care astăzi au sisteme pe care noi le urmărim și pe care jinduim, vrem să le aducem, toate au spus că există un moment zero când, indiferent că vom pierde politic, va trebui să facem ceva. Și au pierdut politic un an, doi, trei, dar după aceea lucrurile au intrat într-o normalitate. Acest lucru noi nu-l avem. Cu toate că suntem la 30 de ani de la Revoluție, nu avem momentul zero în care implementăm politici de sănătate, indiferent de costurile politice pe care ele le vor produce. Domnule Bilidaru, dumneavoastră ați fost extrem de activ în această perioadă. Evident, motivul principal fiind că a existat o problemă cu rezidențiatul. Dar cred că nu greșesc atunci când spun că ați văzut cu această ocazie cât de important este ca societatea civilă să comunice cu factorii de decizie politici, ca instituțiile să vorbească între ele, ca lucrurile să fie comunicate și rostogolite corect. Spuneați în intervențiile precedente că nici vorbă de implicare politică ulterioară. Dar cum veți face să vă asigurați că și după ce veți fi medic rezident, apoi medic specialist, medic primar și așa mai departe, veți avea un cuvânt de spus ca să nu mai veniți și dumneavoastră ca domnul doctor Țincu peste 10-15 ani și să înșirăm aceleași nefericiri ale sistemului? Asta e o întrebare interesantă. Ce mă bucură, în schimb, înainte de a începe să răspund la întrebare, ce mă bucură în urma
mobilizării tuturor actorilor din sistem non-politic, aici mă refer la pacienți, aici mă refer la colegiul medicilor, în activitatea mea în federație cel puțin, este prima dată când văd toți actorii din sistem că s-au unit, că au fost vocali împreună, tocmai pentru a încerca să limiteze suferința acestor tineri medici, acestor 6.000, 7.000 de colegi ai noștri, ai tuturor, care în acest moment sunt limitați practic din a-și profesa meseria pentru care au învățat timp de 6 ani, ceea ce este într-adevăr tragic. E păcat că un astfel de moment a reușit să aducă împreună actorii, cum spuneam, non-politici din sistemul sanitar, dar este bine că s-a întâmplat. Și sperăm că acest lucru să se transcrie în măsuri și în viitor. Cât despre întrebarea concretă, și anume ce vom face în viitor dacă nu ne implicăm în politică. Ați deprins oricum apucăturile politicienilor. Întâi spuneți ce vreți dumneavoastră și apoi răspundeți la întrebări. Am profitat de ocazie ca să reiterez încă o dată poziția colegilor mei și a noastră ca federație. Ca să răspund concret la întrebare, nu am spus că nu trebuie să ne implicăm în politică, am spus că în acest moment nu consider benefic, cel puțin din punctul meu de vedere, implicarea într-un partid. Consider că politica pentru noi toți este să fim conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru, să urmărim inițiative legislative, să ne ținem parlamentarul pe care l-am votat sau primarul pe care l-am votat, să-i ținem responsabil. Chiar astăzi, asta e o idee foarte interesantă, chiar astăzi am dat e-mail-uri eu și peste 200 de colegi absolvenți către toți parlamentarii din Senat, către toți senatorii României. În prima fază, măsura a fost percepută ca puerilă, deci chiar și de către unii colegi, zicând, dar cum să vorbim noi prin e-mail cu parlamentarii? Pentru că este un drept al tău ca cetățean, exact. Cel care te reprezintă pe cineva. Asta am încercat și noi să explicăm și foarte, foarte mulți au trimis totuși acel e-mail și au primit și răspunsul de la parlamentari. Întrerup, dar este foarte trist că un om care a terminat o facultate cu pretenții pune problema la modul acesta, atunci speranțele noastre legate de cel care nu reușește să termine nici măcar 8 clase... Aici, din păcate, nu cred că este vorba de ce facultate termină. Vă rog eu frumos, vă văd, dar amândoi dând din cap, nu era o jignire, era pur și simplu o constatare. Este vorba de educație civică pe care noi, din păcate, în România nu avem, indiferent de ce facultate am făcut, de ce universitate am terminat și așa mai departe. Din păcate, noi nu suntem construiți ca cetățeni să știm că avem puterea să tragem la răspundere politicienii. Suntem analfabeți din acest punct de vedere. Și acest lucru sper să se continue, cel puțin în sistemul sanitar, să dăm ulterior alt exemplu, să rămânem uniți ca actori din sistemul sanitar, să tragem în continuare politicienii la răspundere, cum noi am primit ajutor ca tineri medici din partea colegiului medicilor, din partea pacienților, și noi suntem dispuși în viitor să ne implicăm și în alte probleme ale sistemului sanitar, cum ar fi criza medicamentelor sau orice alte probleme în care se implică colegii noștri, și în viitor să rămânem ca un front unit, să tragem la răspundere și de ce nu și noi să propunem politici, pentru că avem și dreptul ăsta, să propunem inițiative legislative. Către parlamentar. Trebuie să ne știm un pic mai bine drepturile, ceea ce nu știm să facem. Cum nici noi n-am știut, pentru că dacă știam, și aici este o asumare de răspundere personală și din partea federației pe care o reprezint, și noi dacă știam mai bine și dacă urmăream poate mai bine din timp tot ce se întâmplă, n-ajungeam aici. Puteam să prevenim. Însă cu toți suntem studenți, toată lumea are de învățat, toți suntem ocupați să învățăm practic la facultate. Medicina, atât în partea de învățare cât și în practică, este foarte, foarte consumatoare de timp, foarte cronofagă. Am ajuns să luăm inițiativă și să fim vocali, dar într-adevăr când problema era aproape deja începută, când se preconiza că urmează o problemă, am spus că nu vrem să nu se întâmple, am prevestit problema, nu s-a întâmplat nimic în momentul respectiv și într-adevăr apoi a început problema. A fost moțiunea de cenzură, nu mai avem soluții. Cum ne-a avertizat domnul Gănescu și când avertizezi din timp? Nu găsești întotdeauna o soluție, vă rog. Aș vrea doar să completez apropo de simțul civic pe care încă noi cred că suntem o țară tânără din punctul ăsta de vedere. Adică am învățat parte din democrație, dar nu tot ce înseamnă democrație cu societate civilă, civism, voluntariat. Nu, ne plac beneficiile întotdeauna, apropo de obligațiile. Și noi la asociațiile de pacienți avem mari probleme că nu găsim voluntari, tineri voluntari să se implice în partea asta de activitate civică, dar să știți că și autoritățile noastre, respectiv parlamentarii, au o problemă în a fi foarte aproape de societatea civilă, de cetățeni. Ne-am dezvoltat, am reușit să avem cale de comunicare și aș putea să vă dau un exemplu. În 2005, când încercam să mergem la Ministerul Sănătății, mai sus de portar nu prea treceai și nu te duceai nicăieri, nu-ți deschidea nimeni nicio ușă și te întreba, ai, mă lăsați cu asociațiile de pacienți, ce e aia? Și asta vorbim de acum 15 ani, lucrurile au evoluat, dar încă mai avem de învățat și mai avem toți de învățat din punctul ăsta de vedere și cred că aici dacă reușim să facem partea asta de dialog și de comunicare între toți actorii de sănătate, apropo de faptul că ne susținem și susținem împreună un anumit demers, dacă învățăm să și comunicăm între noi și să vorbim deschis și lucrurile să se transforme automat și în lucruri practice,
cred că atunci vom merge mai departe și vom reuși să trecem. Și o foarte scurtă mențiune. Cred că am repetat-o și într-una dintre emisiunile trecute. Exact cum spunea domnul Gănescu, dacă situația la Copac era așa acum 15 ani, la noi era așa acum 3-4 ani, în care... Deci mai aveți foarte nevoie greu de încă 10 treceam. Ca să ajungeți chiar, unde au ajuns. Cred că am avut o evoluție destul de rapidă, tocmai pentru că am mers pe principiul că nu putem doar să cerem să fim mereu vocali. Într-adevăr, în situația aceasta nu avem soluții în care putem să ne implementăm pentru a ajuta la nu depinde de niciunul exact, dintre nu depinde de noi, dar politica noastră ca tineri medici, politica federației pe care o reprezint a fost de fiecare dată să ne știm drepturile, să solicităm ceea ce vrem să solicităm, dar să ne și implicăm ca parteneri de implementare când putem, să dovedim că avem expertiză, chiar dacă încă nu suntem medici sau experți de sănătate publică sau administrație sau orice. Vrem totuși să ne implicăm și putem să aducem o contribuție acestor lucrări. Și acest lucru ar trebui să se întâmple și în viitor, atât ca rezidenți, ca medici și așa mai departe. Domnule doctor Țincu, pentru că dumneavoastră sunteți mai hârșit în acest război de uzură, pacienți versus medici, asociații versus Ministerul Sănătății. De unde credeți că ar trebui să înceapă toată această poveste care ține de ceea ce punctau domnii mai devreme, educația, dialogul onest și deschis? Cine trebuie să vină să arunce primul piatra, ca să spun așa? În primul rând, societatea civilă. Că dacă tot ne uităm peste gard în Europa, întotdeauna toate guvernele au fost puse la punct și parlamentul și democrațiile au fost corectate de activitățile societății civile care au venit și au spus gata, nu se mai poate, vrem altceva și s-au făcut aceste modificări. De ce colegii lui n-au vrut să trimită mail-urile? Răspunsul a dat președintele Colegiului Medicilor pentru faptul că nu aveau încredere. Nu aveau încredere nu în ei, și nu aveau încredere că cineva va citi un e-mail și le va răspunde. Corect. Pe această manieră extrem de democratică, într-un sistem instituțional greoi, ca în România. Că dacă faci acest lucru în Statele Unite, probabil că în câteva ore îți primești un răspuns. E adevărat, este unul foarte prietenos, politicos, care nu e de substanță. De acord. Dar cineva te bagă în seamă exact. În secunda a doi. Și dacă de aceea insiști... au fost oarecum reticenți să trimită un e-mail pe adresa unui parlamentar român pentru că s-așteptau că nimeni nu o să le răspundă. Și iată că răspunsurile au fost pozitive. Cineva chiar le-a răspuns. Cred că de multe ori chiar noi, cei din societatea civilă, nu știm care ne sunt drepturile și de multe ori suntem prea timizi în raport cu problemele pe care le avem și nu vrem să abordăm într-un mod frontal situația pe care trebuie să o rezolvăm. Deci, cu alte cuvinte, spuneți noastră, abia în momentul în care fiecare pe bucățica lui, în pătrățica lui, va înțelege ce are de făcut și va face tot ce-i stă în putință ca niște lucruri să se pună în mișcare, abia atunci putem emite pretenții că ceva se va schimba la nivel de sistem. Până atunci, să nu înjurăm doar pe politicieni, că și noi suntem după chipul și asemănarea lor sau ei după chipul și asemănarea noastră. Știți care este diferența dintre societatea civilă și clasa politică? Că odată ce ai ajuns în clasa politică, ai niște responsabilități clare asumate prin programul de guvernare, care sunt vizibile și societatea civilă te trage la răspundere. Viceversa nu există. Societatea civilă, teoretic, n-are niciun fel de atribuții pe care trebuie să le respecte. Și atunci e mai greu, întotdeauna e clar că societatea civilă va avea tendința să arunce cu piatra mai ușor în clasa politică, dar cred că până să aruncăm cu piatra trebuie să ne gândim dacă noi am reacționat normal, am luat inițiativă. De exemplu, acum e problema rezidențiatului la medicină. Vreau să știu celelalte federații din învățământ, din alte zone ale învățământului, sunt solidare pentru că sunt absolut convins că și ei se bazează pe o serie întreagă de acte normative care pot avea diferite hibe. Deci România de multe ori suferă de această individualitate. Îmi rezolv problema mea. Dacă eu n-am o problemă, nu voi reacționa. Corect. Trebuie să fim mai solidari cu ceilalți și trebuie să înțelegem că problema pe care o au astăzi tinerii de la medicină o pot avea anul viitor cei de la arhitectură sau peste jumătate de ani cei de la politehnică. Deci asta este problema. Trebuie să înțelegem că doar printr-un efort comun, susținut, putem schimba clasa politică. Eu cred că România este ideală, este țara tuturor posibilităților politice. De ce? Pentru că societatea civilă este doarme. Este o societate civilă adormită și sigur că orice clasă politică ar vrea să aibă o societate civilă care nu zice nimic. Care nu e ca jandarmul întotdeauna cu ochii pe tine și care să te sancționeze la fiecare pas greșit pe care îl faci. Simțiți această vibrație în interiorul studenților care, așa cum punctat domnul doctor,
În mișcarea de tineret și studenți a fost o strângere de rânduri când a fost problema rezidențiatului. Toate cele trei federații de studenți generale, nu nișate, și-au arătat interesul, ne-au susținut în social media și prin comunicate de presă. De asemenea, celelalte două federații din domeniul sănătății, și anume farmaciștii și colegii de la medicină dentară, s-au alăturat de mersului nostru și ne-au susținut, și exact asta ne-a dat cumva încrederea că putem strânge rândurile când este o problemă reală și putem împreună să facem o schimbare. Și legat de ce spuneați că și-au pierdut motivația poate unii dintre colegi, nu poți fi blamați în situația aceasta, pentru că vorbim de absolvenți care învață de luni de zile și care deja stau și urmăresc știrile, exact cum ați spus un pic mai devreme, stau și urmăresc știrile în fiecare zi, speranța că vor avea o știre clară. Lucrul acesta nu era cu absolut nimic. Nu era vorba de blamat, era vorba de a fi noi sinceri fiecare, să ne uităm noi pe persoană fizică în oglindă, să vedem noi ce am făcut din tot ceea ce ne stătea în putere și după aia să-i înjurăm pe ceilalți. Aici, ca societate civilă, avem o responsabilitate pe care nu o asumăm, general, pe care nu e mai simplu să rezolve la altul. Care... Dacă ați țipat dumneavoastră, de ce să mai țip și eu? De ce să mă pun rău eu cu X și Y când poți să te pui tu care ai făcut gura mare? E fix ceea ce auzim, cred că, și în spital, și printre pacienți. Din păcate, este un dezavantaj. Un dezavantaj al nostru, al tuturor. În momentul în care vedem că cineva este un pic mai activ și poate mai vocal pe anumită problemă și noi nu ne implicăm, nu facem decât să contribuim la lucrurile care nu merg. Dar v-aș mai da un contraexemplu. De multe ori, din păcate, am constatat că oameni, instituții în care am crezut, din zona aceasta de societate civilă, pe care le-am creditat, cu finanțarea noastră, cu timpul nostru, cu încrederea noastră, s-au dovedit a fi altceva decât am considerat la momentul inițial. Și atunci, neîncrederea, scepticismul sunt cumva de înțeles. Știți cum aș răspunde? Nu există niciodată o pădure fără uscături. Și orice societate civilă ar fi, că vorbim de ONG-uri, că vorbim de asociații de pacienți, că vorbim de orice fel de structuri, întotdeauna pot apărea probleme din punct de vedere al oamenilor care conduc acele structuri, din punct de vedere al orgorilor și, dacă mă întrebați pe mine, cred că și în rândul medicilor, în rândul personalului științific, există anumite orgolii din punct de vedere medical. Nu și cred, în lumea medicală orgolii. Aș putea să spun, apropo de registre, știți că în România noi avem registre, dar anumite registre sunt regionale pe anumite patologii și noi nu reușim între două universități, două spitale de universitare să le punem la un loc, să luăm trei pacienți. Nu vrem. Asta e o mare întrebare. Nu știu dacă nu reușim sau nu vrem, dar apropo de oamenii care conduc acele medici academice, că vorbim de ONG-uri, că vorbim de medici, că vorbim de orice în societate. În societate întotdeauna o să apară mai mult sau mai puțin oameni pregătiți sau mult sau mai puțin oameni doritori. Și astea sunt la toate nivelurile, și la nivel de asociație de pacienți și la nivel de autorități. Important e să noi să înțelegem și să facem cumva separarea oamenilor care chiar doresc să schimbe ceva, care chiar sunt activi și sunt implicați, și aici cred că avem exemple destule peste tot, și în partea medicală, și în partea de tineri, studenți, rezidenți, și cred că și în asociații de pacienți, și restul care au alte interese, putem să ne întoarcem spatele și să-și vadă de drum fiecare. Și să sancționăm punctual, și să nu generalizăm. Punctual, dar să sancționăm. Din păcate, faptul că nu mă implic, faptul că nu mă atinge pe mine, faptul că n-am eu nicio problemă, și dacă e vecinul, lasă să fie vecinul, că până ajunge la mine mai e, nu este un avantaj al nostru. Și noi de multe ori aici pierdem, din cauza asta pierdem. Lipsa de solidaritate. Și dacă îmi permiteți, în primul rând, se creează un cerc vicios. Pentru că liderii care nu au spate, și aici mă refer la oamenii pe care îi reprezintă, care chiar să fie activi și care chiar să le dea date și care chiar să fie acolo să-i susțină în momentul în care merg și exprimă o părere, vor deveni la un moment dat frustrați pentru că vor simți că nu au acea putere în spate pentru că au fost mandatați. La fel și oamenii care sunt reprezentați de un lider, care nu le reprezintă real interesele și care nu e în contact cu ei din mișcările ONG-iste, inclusiv din politică, vor deveni frustrați. Cam în acest stadiu suntem acum în România, în care nimeni nu mai are încredere în nimeni și este foarte greu să-i crezi chiar și pe oamenii care chiar încearcă să facă ceva, și foarte puțin și dintre cei care încearcă să facă ceva pot să treacă peste perioada aceea în care trebuie să-și câștige încrederea oamenilor pe care îi reprezintă cu adevărat. Și aici asta trebuie să înțelegem, la orice, până la firul ierbii, că avem pe cineva care ne reprezintă. Fie că e un ONG când e vorba de studenți tineri, fie că este un politician când e vorba de orice persoană din țara aceasta pe care noi l-am votat. Și trebuie să-l ținem, să-l tragem la răspundere. E totuși și ceva bun care s-ar putea să iasă din criza de anul acesta legată de examenul de rezidențiat?
Nu știu, poate o schimbare majoră, apropo de ce spuneați, poate ne hotărâm o dată, rămâne în curtea Ministerului Sănătății sau a Ministerului Educației. Și aici v-aș mai întreba, dincolo de asta, unde credeți că ar fi mai bine să se închidă povestea asta? Poate să rămână în ambele curți, nu e o problemă, ci trebuie să avem și scenarii de backup. Este inadmisibil ca în 2019, într-o țară europeană, să nu-ți pui problema că dacă un ministru nu este disponibil, se blochează un examen național. Deci asta este o chestie care nu se mai poate repeta. Însă, găsim noi altceva, stați liniștit, că nu, în prostii nu ne repetăm. Sunt absolut convins că vom găsi pe alte paliere discuții asemănătoare, însă ceea ce trebuie clar, copiii trebuie să-și dea examenul, deci va trebui să o rezolvăm cumva repede acum, dar sunt iarăși convins că această modificare legislativă va trebui rediscutată, pentru că este o modificare legislativă luată într-o situație de forță majoră, deci nimeni n-are timp să o analizeze și să o aprofundeze, ei trebuie să-și dea examenul. De acord cu dumneavoastră, dar ei își vor vedea de examenul lor, care să sperăm că se va da cât mai repede posibil. Sper că după ce au dat examenul să continue să discute cu ministerele și să încerce să pună la punct această legislație. Deci, două secunde vreau să vă spun contextul în care s-a făcut modificarea. S-a făcut la presiunea lor, care e din ce în ce mai mare. Corect. S-a făcut într-un moment în care avem un guvern interimar, suntem în prag de alegeri prezidențiale, deci vă dați seama că această modificare legislativă, sunt absolut convins că a fost făcută doar ca ei să poată să-și dea examenul. Nimeni nu cred că a stat să buchisească textul legii, să vadă... Când v-am spus-o eu, nu ați crezut. Deci cred că după ce se va da examenul în decembrie, cineva va trebui să reia această modificare legislativă, să o discute cu toate instituțiile implicate, universități, asociațiile studenților și să vadă sigur că este o legislație aplicabilă și că vor, mă rog, viitoare posibile scenarii vor fi luate în calcul. Și revin, dacă domniile lor în focul rezidențiatului nu vor mai avea disponibilitatea psihică, fizică, sufletească, își vor trage sufletul imediat după ce se încheie povestea asta, dumneavoastră, mediul universitar, nu o puteți să-i ajutați un pic, ba da, long term? Ba da, dar nu sunt, din păcate, universitatea oferă doar tematica de examen, nu și modul în care se desfășoară metodologia examenului. Dar aveți căderea să ridicați problema. Cu siguranță, hai să da. Ne așezăm la masă. Cu siguranță, da. Deci, din punctul meu de vedere, va trebui rediscutată această modificare legislativă pentru a ne asigura că ea este aplicabilă și că nu ne vom mai trezi cu alte astfel de impasuri care nu mai pot fi rezolvate în viitor. E clar că ei trebuie să-și dea examenul și cred că nu trebuie să pierdem timp acum, pentru că dacă ei vor veni cu foarte multe amendamente, nu vor mai da examenul în decembrie, pentru că nu vor trece de cameră până se fac toate analizele în cameră. Deci cred că trebuie să urgentăm și să simplificăm procedura și ulterior să o rediscutăm pentru anul următor. Foarte scurt, mai avem 30 de secunde. Foarte scurt, singurul amendament într-adevăr aici, și sunt foarte de acord cu domnul doctor, este cel legat de locuri. A scăzut numărul de locuri față de anul trecut. Într-adevăr, este mai mare față de anii precedenți, în afară de anul trecut, dar tot este mic. Acel articol nu ne ajută în acest moment. Acela va fi singurul amendament pe care noi îl vom propune și vom discuta cu parlamentarii și sperăm să se rezolve pentru a putea să știe ceva acești absolvenți. Fie că data este 18, fie că este 15 decembrie, să știe ceva cât mai repede, pentru că în acest moment nu știu nimic, stau în această incertitudine în care nu pot nici să învețe, nu pot nici să dea examen, nu pot să facă nimic. Și dacă nici pe 8 decembrie nu se va da examen, ce faceți? Sperăm, singura variantă reală și bună în acest moment ar fi 15 decembrie, care încă se încadrează, nu este nici chiar în Crăciun și nu este nici în 2020, pentru că dacă se va muta în 2020, vom intra, exact cum spuneam, în alte probleme legislative. Într-adevăr, cu cât întârziem mai mult, cu atât, cum spuneam, absolvenții nu învață în această perioadă sau nu se pot concentra să învețe, deși încearcă în această perioadă și este în detrimentul lor, pentru că vor da totuși examenul la un moment dat. Perioada asta chiar nu îi ajută de niciun fel. Vă mulțumesc tare frumos pentru prezență. Noi punem punct aici acestei dezbateri. Rămâneți în continuare cu Medica TV. Aveți de văzut și în această seară un documentar foarte interesant, iar mâine de la ora 19, nu uitați, aveți din nou întâlnire cu Doru Gheorghiadea.